Viața este un buchet de experiențe ce se merită trăite. Părinții au fost în serviciul vieții și noi suntem azi aici. Ar fi fascinant sau ar fi minunat dacă toți, fiecare dintre noi, ne-am bucurat de viață și am primit darul vieții care vine de departe prin părinții noștri. Numai ei știu ce preț au plătit ca să dea viața mai departe. Pentru că tot fiecare părinte plătește un preț. Iar noi ăștia mici nu știm treburile astea. Că dacă le-am ști, poate am fi mai puțin aroganți și am face ceva bun cu această viață. Ideea că facem copii pentru că ne dorim noi și așa, există, sigur că da, dar este un procent redus. De obicei, de multe ori, rămâne femeia însărcinată și reacția, oh, iarăși am rămas însărcinată, da? Dar slavă Domnului că pe noi ne-a vrut viața aici. Și aici vedem măreția mamei, pentru că până la urmă cea care a spus da vieții a fost mama. Pentru că acea femeie a renunțat la multe. În primul rând, gândește-te în societatea actuală cum este privită femeia divorțată, da, pe o femeie care face un copil din flori. Ce frumos e numit, vezi, copil din flori. Viața vrea să fie trăită, da? Nu ne lasă. Chiar dacă o mamă, și nu vreau să intru în judecată pentru că noi nu știm acea mamă ce durere are în spate, ce traume sunt în spate pe linia de femei să poți să-ți abandonezi copilul, dar iarăși vedem măreția ei pentru că a dat viața. La fel simțim și noi. Dacă aparțin, supraviețuiesc. Sufletul familiei nu permite nimănui să fie uitat sau exclus. Dacă cineva este uitat sau exclus, o singură persoană. Nu mai este nimeni în ordine. Cu toții avem dreptul egal să aparținem familiei, dincolo de bine și rău, cât suntem deconectați unii cu ceilalți, fără să știm nimic. Bun găsit, dragi prieteni, din studioul Școlii de Numerologie la podcastul Poezia Vieții. Astăzi, într-o zi foarte frumoasă și interesantă pentru noi toți, am un invitat magic. Un invitat care o să vă vorbească despre ceva extraordinar și anume despre imagistica sufletului. Adică sufletul în imagini, nu-i așa? Am plăcerea să vă prezint pe Elena Barbu. Bine venit, Elena, la noi. Bine te-am găsit, Romeo, și mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur că ai acceptat invitația mea să vorbim despre lucruri frumoase și magice, despre suflet și despre viață. Și sper să fie o discuție interesantă între noi doi aici, pentru că oamenii sunt foarte preocupați de suflet. Uh-huh. Și nimeni nu a pus mâna pe suflet. Uh-huh. Tu ai reușit să vezi sufletul ăsta cum arată. Se spune că are 23 de grame. Așa o fi? Ce întrebare. Da. 2 plus 3 fac 5. Da. S-ar putea să fie adevărat. Cifra perfecțiunii, nu? Ce faci? Cum este să descoperi sufletele oamenilor? Ce întrebare. E magic. Pentru că nu este ușor să poți să atingi un suflet. Dar atunci când reușești să-l atingi, magia se întâmplă. Și nu se întâmplă doar pentru persoana care și-a dat voie să își lase sufletul atins, ci și pentru persoana care face acest lucru. Deci e o interacțiune între suflete. Da. Și s-ar putea să fie o interacțiune dincolo de suflet. Dincolo de suflet. Uh-huh. O să spun o întrebare pe care o pun la toți invitații mei la început. Ce este viața pentru tine, Elena? Ah, ok. Începem în forță, da? Da. Femeia de 50 de ani ar putea să spună în acest moment, probabil că mâine voi avea altă opinie, că viața este un buchet de experiențe ce se merită trăite. Deci este o experiență și un buchet. Uite, asta n-am mai zis multe, cu buchetul. Multe experiențe.
Și eu merită trăite, toate în parte. Cu tot ce aduc ele. Când ți-ai dat seama că viața merită trăită? Să spun data, să spun anul, să spun vârsta. Nu, spune-mi așa, acum nu știu câți ani. Atât. Da, sunt câțiva anișori de când mi-am dat seama că nu prea trăiam viața mea, că eram în altă poveste. Și bineînțeles că am și eu stil și m-am pierdut și eu pe drum. Dar e minunat când reușești să intri pe drumul tău și să îți trăiești destinul tău. Să nu fii în povestea altcuiva. Dar cum îți dai seama că intri pe destinul tău? Sau cum ți-ai dat tu seama că ai intrat pe destinul tău? Atunci când mi-a fost bine. Da? Atunci când lucrurile curg cu ușurință, atunci când te trezești cu bucurie, atunci când te trezești de vreme și nu sună ceasul, atunci când stai cu tine și te bucuri de tine, atunci când ai grijă de tine fără să te simți vinovat. Fără să te simți vinovat. Da. Ai zis puțin mai devreme că ți-ai dat seama că trăiești viața ta și nu a altuia. Mm-hmm. Știam că o să punctez asta. Știam că o să punctez asta. Adică cum vine asta cu viața altuia? Chiar putem trăi viața altui om sau altei persoane? Putem trăi destinul altei persoane. Cum se face asta? Se face. Pentru că ne naștem într-o familie, familia de origine. Și acest lucru este un dat. Este practic ca o soartă. Soarta nu poți să o schimbi. Ne-am născut în România, aparținem acestui pământ, aparținem sufletului României, pentru că și România are suflet, la fel ca orice în jurul nostru, pentru că trăim în suflet, de fapt. Ne naștem într-o anumită zi. Știi foarte bine, numerologic, ce putere are ziua nașterii. Da, da. Și venim, ne naștem într-o familie. Este un dat. Asta nu poți să schimbi. Putem ne schimba multe sau să ne încercăm să schimbăm, dar asta clar nu poate fi schimbat niciodată. Și vine cu foarte multă forță. Da? Mă mai întrebai ce este viața pe lângă acea buchet de experiență care chiar se merită trăite. Mai este un miracol. Un miracol îmbrățișat în mister. Ce frumos ai spus. Da? Pentru că este un mister, Romeo. Gândește-te că noi suntem aici pentru că ovulul de aur al mamei s-a întâlnit într-un moment unic cu spermatozoidul tatei, acel spermatozoid. Părinții au fost în serviciul vieții și noi suntem azi aici. Nu este un miracol? Este un miracol. Noi suntem azi aici tot în serviciul vieții. Da, slavă Domnului. Da? Cum să nu fie un miracol și un mister? Ovulul. Rămâne un mister. Pentru că ovulul din care noi ne-am născut s-a format în pântecul mamei noastre când mama avea 4-5 luni și era în pântecul bunicii. Extraordinar. Atunci se formează ovulul din care noi vom veni pe lume. Deci mama avea 4-5 luni. Mama avea în pântecul mamei ei. Când se formează ovulele. Extraordinar. Da? Eu îi spun că e ovul de aur, aș spune că e de diamant, aș spune că e așa ceva, dar am să-i spun doar că e magic și că e plin de mister. Iar ovulul e plin de viață. Are în el tot ce are nevoie viața. Și toate sunt microscopice. Noi nu le vedem. Nu rămâne un mister? Da, este. Fiecare organit celular din celulă este minuscul și are rolul lui perfect. Cine l-a făcut? L-a făcut un cineva sau l-a făcut un ceva? Un ceva mare. Și tu ai ajuns la concluzia asta ca medic sau ca om? Și. Ca medic este fascinant. Am avut șansa să fac 7 ani morfologii fetale. Și asta însemna că puteam să văd embrionul în pântecul mamei de când era cât un bob de orez. 3 mm. Cel mai mic embrion pe care l-am măsurat avea 3 mm. Deci un or bob de orez e mare. Da? Primul organ care apare este inima. Sunt două lamele, mititele, nici nu le putem vedea așa, uite, nici pot să arăt 3 mm, care bat cu o viteză extraordinară, au un ritm de 165 de bătăi pe minut. Atât de mare e ritmul? Da, și 170. Wow. Și asta scade înseamnă până viața. La 70. Scade după ce ne naștem noi. Da. Da? Că facem cum 100, ne dăm sufletul, numai să alergăm puțin. Da? Dar asta înseamnă viața.
Dorința vieții, iată ce puternic bate. Ce forță are. Uh-huh. Ok? De ce spun asta? Pentru că ar fi fascinant sau ar fi minunat dacă toți, fiecare dintre noi, ne-am bucurat de viață și am primit darul vieții care vine de departe prin părinții noștri. Pentru că părinții noștri sunt ca o poartă pentru viața. Viața vine de departe. De unde vine? De la sursa aceea de care tot vorbim noi și citim prin cărți, da. Că nu știe nimeni unde este acea sursă, după care tânjim să ne întoarcem. Și generații întregi, poate sute de generații, au primit viața de la părinții lor și au dat-o mai departe. Și asta a făcut și părinții noștri. Au primit viața de la părinții lor, da? Numai ei știu ce preț au plătit ca să dea viața mai departe. Pentru că tot fiecare părinte plătește un preț. Iar noi ăștia mici nu știm treburile astea. Că dacă le-am ști, poate am fi mai puțin aroganți și am face ceva bun cu această viață. Da, da, uite, mi-a ridicat-o la fel din nou. Adică ce preț ar putea plăti părinții pentru viața pe care ți-o dau? Păi să o luăm așa simplu, da? Orice femeie are visele ei. Da. Da? În tinerețe. Poate ai un vis să devii pictoriță sau actriță sau eu știu. Fiecare femeie are un vis al ei. Sau poate mai multe, da? Și rămâne însărcinată. Se întâmplă. Dacă nu se întâmplă, nu eram nici noi acum aici la interviu. Da, da. Ai văzut că asta cu întâmplarea e mai deasă decât aia cu programarea. Dacă nu era cu întâmplarea, a disparat de mult special. Da, da. Da? Deci ideea că facem copii pentru că ne dorim noi și așa, există, sigur că da, dar este un procent redus. De obicei, de multe ori, rămâne femeia însărcinată și reacția, oh, iarăși am rămas însărcinată, da? Dar slavă Domnului că pe noi ne-a vrut viața aici. Și aici vedem măreția mamei. Pentru că până la urmă, cea care a spus da vieții a fost mama. Da, într-adevăr. Da, la mama e pâinea și cuțitul. Da? Și e minunat să poți să lucrezi cu o femeie, de exemplu, care își dorește să rămână sărcinată. Și poți să o ajuți să vadă măreția mamei ei. Vorbesc de un caz concret al unei doamne care era de 6 ani căsătorită, chiar din Brașov, Iaca, care nu rămânea însărcinată și am lucrat o constelație. Țin minte că s-a pus lângă mine pe scaun, m-am uitat la acea doamnă, o vedeam strălucind, strălucea ca un star de cinema. Și am spus, mă uit la tine și văd cum strălucești, o văd pe mama ta strălucind. S-a luminat toată la față și știi ce mi-a spus? Că este un copil din flori. Tu îți dai seama? Deci deodată am putut să văd și am împărtășit cu toți și mai ales cu acea femeie măreția mamei ei. Extraordinar. Care a rămas însărcinată și care putea foarte bine să facă un chiuretaj, un avort, să dea copilul, să-l arunce, să-l abandoneze. Câte povești de viață nu avem, că viața bate filmul. Și această femeie a fost în serviciul vieții, a păstrat sarcina. A fost părăsită de tatăl fetei la 2 luni după ce a aflat că este însărcinată și cu toate acestea a lăsat viața în pântecul ei. A mers viața mai departe, da? Și nici nu am cuvinte să descriu măreția mamelor noastre. Deci măreție și sacrificiu. Ai spus puțin mai devreme sacrificiu, renunțare, plată. Da. Și iată, acum spui măreție. Păi da, pentru că în spatele ei este măreție. Da? Pentru că acea femeie a renunțat la multe. În primul rând, gândește-te în societatea actuală cum este privită femeia divorțată. Da, păi o femeie care face un copil din flori. Ce frumos e numit, vezi, copil din flori. Da. De bine, poate fi numit și bastard. Hai să fim sus, că acum 100 de ani erau bastarzi. Prefer primul termen. Da? Acum, da, la mama, în zona mamei din Moldova, se numeau copii de suflet. Pentru că cineva îi lua, mă refer la copii care, de exemplu, rămâneau orfani. Da, erau copii de suflet și niște părinți îi luau și creșteau de suflet. Adică cu sufletul de cu suflet. Suflet. Da, 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 da. Și iarăși vedem magia vieții, pentru că indiferent ce destin are fiecare, viața nu ne lasă. Viața nu ne lasă. Nu ne lasă. Adică cea mai mare dorință, cum să spun, este să trăiești.
a fiecărei ființe. Da. Cea mai mare dorință. Viața vrea să fie trăită. Da? Nu ne lasă. De exemplu, un copil este, chiar această doamnă, uite că a venit aici, sunt în energia de Brașov, s-a întâmplat ceva magic după ce am lucrat de acea constelație. Am fiat o fetiță. O fetiță care a fost abandonată la un spital din București, chiar din maternitate. Și am fiat-o, a crescut o dulceață. Să vezi ce se întâmplă, Romeo, că viața bate filmă. Ți-am zis că am o torbă plină de cazuri. I-am pus încă o constelație după vreun an, doi, pentru că nu se rezolvau actele cu procesul, cu nu știu ce, nu mă pricep la partea oficială, așa. Ceva se blocase la un moment dat și am lucrat la fel o constelație, s-a deblocat și chiar în câteva luni s-au rezolvat actele. Să vezi ce s-a întâmplat. După acea constelație, vin la București, m-a sunat și mi-a zis: doamna doctor, știți ce am pățit? Ce ai pățit? M-au sunat de la spital că mama fetiței mele a abandonat încă un copilaș, încă un băiețel și fiica dumneavoastră adoptivă are un frățior. Nu vreți să-l înfiați și pe el? Extraordinar. Da. Și l-au înfiat cu mare bucurie și pe băiețel. Și mi-a spus Elena: să știi că nu mai vin la constelațiile tale, că după fiecare constelație mai înfiez un copil. Da. Spune-mi... Aici vreau să spun că viața nu ne lasă. Chiar dacă o mamă, și nu vreau să intru în judecată, pentru că noi nu știm acea mamă ce durere are în spate, ce traume sunt în spate pe linia de femei să poți să-ți abandonezi copilul, dar iarăși vedem măreția ei pentru că a dat viața. Da. Ok? L-a abandonat. Și știi ceva? Avea 4 copii abandonați. N-avea unul. Mama aceea, mamă, vezi, am spus mamă, pentru că este mama acelui copil biologic, rămâne mama acelui copil. Și chiar dacă îl va crește, sigur. Copilul e amprentat energetic. Energetic, sigur. Și e bine de știut atunci când se adoptă un copil, ce subiect avem, din câte poate să fie, da. Cu sufletul, copilul rămâne lângă părinții naturali. Cu sufletul? Da. Copilul rămâne lângă părinții naturali. Da. Chiar dacă nu i-au cunoscut niciodată. Și este bine, părinții care adoptă un copil, e bine să știe acest lucru și să respecte și să onoreze părinții naturali, fără să-i judece, fără să-i critice, de ce? Ca acel copilaș să poată să primească ce le oferă ei. Vorbește-mi despre trinitatea asta. Medic, constelații familiale, imagistica sufletului. Da, da, da. Spune-mi, cum s-a format această trinitate și în ordinea în care eu le-am spus... Gândit-o ca pe o trinitate, da, e o trinitate, gândește-te la asta, Elena. O trinitate, da, da, foarte... Întâi ai fost medic, apoi te-ai format în constelații, ești medic, deci întâi a fost medicul, apoi te-ai format în constelații familiare, da, și apoi imagistica sufletului. Tu ai dreptate, tu ai dreptate, așa este, chiar o trinitate, da, așa este. E prima formă de stabilitate în numerologie 3-ul, știi? Wow. Și de-aia am simțit nevoia să spun despre această trinitate, pentru că dacă ai ajuns în trinitate, ești în stabilitate. Stabilitate. Așa mă și simt. Așa mă și simt. Da. Imagistica medicală, uite, cum am ales și o specialitate asta. Acum, când mă uit de astăzi, când mă uit în spate de unde am început, pentru că eu am vrut să fiu medic undeva de la palatul 5 anișori. Ai vrut la 4 ani să fii medic? De la 4-5 ani, și ori umblam cu trusa aceea, cu stetoscopul, decât chiar am făcut o dandana. O povestesc așa pe scurt, acum v-a aflat și mama mea acum, după 50 de ani. Atât de pasionată eram să fiu doctoriță, eram fascinată pe vremea aceea, acum 50 de ani, se făceau injecții cu niște seniști din acelea mari, cu niște arce mari, de metal, se fierbeau în cutilea de metal. Și aveam o vecină care era asistentă și îmi făcea injecții, penicilină, mă rog, cum era pe vremea aceea, când eram bolnavă. Și eram fascinată de seringa aia de acolo. Și până am atât de mult iubind eu, mi-a dat doamna aceea o seringă și un ac. Am făcut injecții la toate pușile, n-a reset, n-a rămas o perdă de injectată prin casă, dar să vezi ce am făcut. Au venit în vizită la o vecină două fetițe. Nu știu cum le-am convins, o țin minte și curtea din colțul, din grădină, din fața blocului, și le-am convins să mă lase să le fac injecție în mână. Și le-am făcut injecție cu apă. Stai să vezi. Ce putere de convingere am putut să am, nu știu. Acum m-am adus aminte de amintirea asta acum câteva zile. Și au stat. Stai să vezi cum am aflat ce s-a întâmplat. Tatăl meu avea un frate undeva lângă București. Și odată, nu mai știu câți ani aveam, 6-7 ani, m-am dus la vecina care, știi ce mi-a zis?
Zice, Elena, am citit în Informația Bucureștiului, pe vremea ce era Informația Bucureștiului, era o rubrică, aflăm de la Poliția Capitalei, că tu, zice, Elena Uță, zice, tu ești, zice, a făcut injecții cu apă unor fetițe. Tatăl fetițelor era polițai. Și uite așa am aflat eu că am ajuns la Informația Bucureștiului cu marea mea pasiune. Eu acum mă gândesc după 50 de ani, sper să fie bine fetițele acelea, dar n-am mai călcat la acea doamnă, care era o doamnă minunată, și nici la unchiul meu, și mi-era așa o frică să nu cumva să afle mama și tata. Uite, mama, acum după 50 uite, de ani, afli și tu. Prima formă de reclamă. Tu aveai 5 ani, ți-ai făcut prima formă de reclamă. Da, da. Vezi, dar, că mă întrebai de unde a început, da? Da, da. Bun. Și mi-am dorit de mic copil să fac medicină. Ok. Ce mi-am dorit eu a fost să fac chirurgie. Și îmi doream să fiu oftalmolog. Să mă ocup de a vedea. Să repar vederea să poată să se vadă bine. Fii atent, că asta e de suflet. Că acum duc da, firul de aici. Sufletului. De aici duc firul roșul. Vreau să fiu oftalmolog. S-a întâmplat ceva și când am dat rezidențiatul la chirurgie, uite, vezi destinul. Că te joacă, ci că tu alegi. Într-o zi cu soare, într-o zi în care am foarte relaxată, am schimbat traseul spre casă. Și am făcut un accident, am lovit o doamnă pe trecerea de pieton de 77 de ani și am făcut fractură la picior. Nu știu de unde a apărut, nu are sens, acum este bine, dar eu n-am luat rezidențiatul în acel an. Și în anul următor am dat pe medicală. Și când am fost să-mi aleg, ce crezi că m-am ales? Imagistică medicală. Dar să zic de ce am ales imagistică. Anul de stagiu l-am făcut în chirurgie generală. Am avut o șansă cu un medic extraordinar, doctorul Fratea, nu mai este printre noi, dar am un respect și are loc în inima mea pentru totdeauna. Îmi spunea fetița. Eu am avut senzația că nici măcar nu știu cum mă cheamă. Dar am aflat mai târziu că știa cum mă cheamă. I-am fost foarte dragă și mi-a dat mână liberă. Și eram fascinată pentru că vedeam la ecografie cum arată, de exemplu, o tumoră și o vedeam și fizic, în corpul fizic la chirurgie, cum arăta. Nu pot să spun că sala de operație are așa o magie, are o... Uh-huh. Și am ales imagistica pentru că m-a fascinat ecografia. Cum poți să vezi tu imagistic ce vezi în corp la chirurgie? E ok, dar să vezi imagistic, bun. Am ales imagistica medicală. Imagistica ce face? Cu ajutorul aparaturii moderne, ecografie, CT, RMN, da? Ne uităm în corpul fizic. Și căutăm buba. De ce te doare? Unde e problema? Facem secțiuni frumoase, pac, pac, vedem. Poate găsim ceva, poate nu. Pentru că de multe ori nu găsim nimic. Simptomul există, dar noi nu găsim nimic în imagistică. Și pe mine m-au fascinat foarte mult aceste cazuri. Eu am lucrat și în spital de urgență de adulți, spitale mari, și spital de pediatrie, tot de urgență. Cazuri multe și mai ales că în astfel de situații ca medic te întâlnești foarte des, poate chiar în fiecare zi, cu viața și cu moartea. Asta este evident, da? Dar mi-am pus întrebări. Oare de ce se întâmplă acest lucru? Oare de ce n-a avut nicio șansă un tânăr și a murit în salvare? Oare de ce o persoană tânără moare că o înțeapă albina și face un șoc anafilactic și n-are nicio șansă? Moare la înțepătură de albină. Și altă persoană are un accident și are 33 de fracturi, stă în spital 3 luni și iese pe picioare ca nou. Da? Sunt întrebări pe care ți le pui. De ce un copilaș face un accident de mașină și ajunge la spital, dar nu ajunge să fie să supraviețuiască pentru că era un șoc hemoragic și a ajuns prea târziu? Și te întrebi. De ce se întâmplă cu unii ceva și cu alții altceva? Da? De ce cu unii o chestie minoră duce la moarte, da, da, și altă chestie majoră foarte grave supraviețuiesc? Da? Da. Îți pui astfel de întrebări. Da? Uite, la sarcini, când am făcut morfologii, erau mame care își doreau să rămână sărcinate, aveau bunăstare, relații frumoase, își doreau să fie mame și nu rămâneau sărcinate. Da? Și alte mame aveau 7 copii și Doamne ajută. Și da? Mai puteau să rămână. Și mai puteau să rămână. Și te întrebi, oare de ce? Oare de ce? Sau un copil perfect normal, sarcina decurgea perfect normal și murea la naștere. Sau foarte aproape de naștere. Da, încă se întâmplă. Cazul ăsta m-a fascinat pe mine. Sau o mamă tânără, 25 de ani, perfect sănătoasă, moare la naștere. Încă se întâmplă.
Și cu toată evoluția, da? Da, da, da. Și m-am întrebat, am stat tot timpul cu întrebarea asta, de ce, ce în spate? Sau la copilaj. Făceam ecografie la copii și, din nefericire, în multe cazuri, diagnosticam cancer. Și n-am pus în situația de a spune părinților ce ai văzut, că nu poți să le spui, știi, n-am văzut nimica, trebuie să le spui ceva. Adevărul, da, e important. Și trebuie să le spui, mai ales când ești foarte sigur de ce vezi pe acolo. Și nu este ușor. Și sigur că spui întrebarea, da, de ce? Sau, într-o familie sunt 2-3 frați. Doi merg foarte bine și unul nu. Și îmi pune întrebarea, da, de ce? Ceilalți doi sunt foarte bine și sunt de succes și unul nu. Dar de ce nu e invers? Am și eu întrebările mele, da, dacă da, mă joc cu curiozitatea, da? De ce el și nu altul? Ok? Și de aceea se deschid foarte multe întrebări, adică foarte multe întrebări și am căutat răspunsurile. Am studiat mult, vreo 8-9 ani, am citit tot ce se putea citi de cauzele bolilor, cauzele emoționale ale bolilor, după aceea mă sun la cauzele spirituale ale bolilor și în perioada aceea aveam o colegă care lucra la UPU, o doctoriță extraordinară, și amândouă studiam și ne împărtășeam cazurile. Stăteam de vorbă în gardă până la 3, până la 4, eu spuneam ce am mai descoperit, ea ce am mai descoperit, ne împărtășeam din cazuri și se întâmpla ceva magic. În momentul în care noi ne-am deschis și către alte cauze decât cele stricte, pentru că medicina este extraordinară, dar foarte mult pe acut. Pe partea de cronic avem, da, nu avem cauze cunoscute. Acum să știți că și patologia a luat o razna, da, sunt foarte multe cazuri deosebite, nu mai știu de unde să le apuci. Ce am învățat eu acum la școală 10 de ani și mergea clasic pe diagnostic, nu mai e nimic din ceea ce a fost. Da, un caz la un avocat de grafie, unei fetițe s-a de la una la alta de 12 ani, era internată în spital în care lucrez și am întrebat-o ce o supără și am spus, aia mă doare așa capul, parcă o văd, deci pe domnișoară, mă doare așa puțin capul. Și am făcut ecografie și avea apendicită acută. Apendicită? Apendicită acută, fără niciun fel de simptom, Romeo. Extraordinar. Am sunat-o pe doctoriță și am spus, are apendicită acută, trebuie să intre cu ea în sală imediat, nu te cred. Păi, sunt nebun, eu știu ce văd aici și chiar am foarte multă experiență. Au intrat cu ea în sală, n-a plecat nici acasă doctorița și m-a sunat și m-a confirmat că a avut dreptate, avea apendicită acută. Deci, și corpul ăsta fizic se cam supără pe noi, cum noi distrugem natura și natura se supără pe noi și are grijă să... Da, pentru corpul nostru e în relație cu natura directă. Bineînțeles, bineînțeles. Noi nu realizăm chestia asta. Trebuie neapărat să o realizăm. E musai. De ce? Pentru că avem, trebuie să... Ne trăim viața și nu pot să-mi trăiesc viața și poezia vieții dacă eu nu sunt bine cu corpul meu fizic. E ambalajul, are da, sufletul da. Nevoie de el. Este, cum să spun, acest costum, cum ar fi nostru. Așa, este costumul nostru. Cum care are scafandrul, cum ești pe lună, da, nu da. Că acum ne plimbăm pe lună. Dar trebuie, și să, din... trebuie să știm foarte clar că natura, pomii, copacii, iarba și așa mai departe, au foarte mare legătură cu corpul nostru fizic. Uite distruge cum acolo, distruge aici. Exact. Uite ce facem. Distrugem natura, creăm plantații, creăm culturi. Cu ce le distrugem? Cu acel celebru ierbicid. Nu spun că am și eu la țară o moștenire și tot încerc așa să spun, uite, pun aici, pun sticla aici ca să vadă plantele din da. Câmp, zic așa. Văd plantele din câmp că am pus ierbicidul și ele să moară fără să le ucid eu cu ierbicidul, doar să știe că există aici o treabă. Da, da. Am citit-o într-o carte, mă rog. Și nu știu dacă va funcționa, dar... O să vezi, e un experiment. Da. Și pentru că nu simt să ucid acele borieni, pentru că ele sunt loco, sunt ale locului. Da? Și venim cu ierbicidul, distrugem, facem culturi. Toate aceste culturi sunt ca niște tumori pentru planeta Pământ. Și aceste tumori unde se văd? În corpul nostru. N-am putea să facem noi o paralelă între chimioterapia cu care încercăm noi să omorâm tumorile maligne cu ierbicidele cu care omorâm noi plantele? Păi cine să facă paralelismul ăsta, Elena? Îl fac udi, puțin, cred că 1% dintre oameni care știu legătura dintre natură și corpul uman. Și natura e deșteaptă. Ne face la fundul gol. Da? Avem noi o bucățică de creier aici, un centimetru în regiunea frontală. Ăsta e tinerel, neocortexul ăsta are 50-60 de mii de ani.
Te pui cu amigdala care are sute de milioane de ani. Da. Și spre ce vorbim? Mă bat eu cu natura pe, sau cu universul, știi că mă distrez. Universul a aflut. Bine mă, că a avut în urmă să devii tu blondă. Hai, ok. Și eu sunt mai cumpătat așa în... cum spuneam, natura nu se lasă. Și plantele astea sunt deștepte. Cu ce se ocupă ele? Cu ce s-au ocupat întotdeauna? Cu supraviețuirea. Și noi ce facem? Venim cu erbicide din ce în ce mai puternice, noi mâncăm hrana, o venim cu ea în corp, ok? Lasă toată planta aia să-și vadă viața ei și tu vezi de grădinița ta. Circuitul hranei în natură. Circuitul hranei în natură, da? Da, îți dai seama. Da, este fenomen. Este fenomen. Se răzbună natura pe noi. Se răzbună este mama noastră. Noi trăim în sânul ei. Da, nu? Da. Păi da, dacă am trăit în sânul ei, ce bine ar fi. Ce bine ar fi, da, suntem niște copii destul de obraznici. Suntem cam obraznici. Da, da. Da. Ne-a dat bucățica asta de centimetru în plus pe creier, și că asta ne diferențiază de animăluțe, da? Centimetrul ăsta ca să o distrugem. Un centimetru, nu? Un centimetru avem, deci... în regiunea frontală, atât. Deci un centimetru atât. Din regiunea frontală ne diferențiază planeta. De animal. Da. Și cu centimetrul la distrugem planeta. Fără milă. Da. Continuă povestirea ta de la medii Bun, la constelații. De la medii la constelații. Pentru okay. că tu mi-ai deci, povestit mie chestia asta, constelațiile și cu medicul. Și am venit cu cazurile. Ok, ce e în spate? Ce e în spate? Ce e în spate? Care e cauza? Când tu descoperi la un copilaj de un an un cancer, ok, dacă îl face un om în vârstă, hai să spunem, a avut circuitul hranei o cauză, da. Emoție, etichetă, și mai departe. Avem epigenetica care ne spune foarte clar că un simptom începe chiar și cu 20 de ani înainte exact. De a apărea în copil și mai da. Departe. Dar când diagnostichezi la un copilaj de 2 anișori sau la 6 luni, copilul ăla încă este un bebeluș la sânul mamei și are tumoră, are cancer, nefroblastom, neuroblastom. N-ai cum să nu te întreb, cu ce a greșit copilajul ăla? Ok? Și am stat cu aceste întrebări. Bineînțeles că am ajuns și la părinții mănâncă agoridă și copilul este stârpezeț dinții. Da? Sunt multe, multe. Deci asta a fost întrebarea mea de ani de zile de cauzele din spatele bolilor grave la copii. Și într-o zi, coafeza mea, îmi făcea pletele blonde și bălaie, m-a întrebat ce face fiica mea. Fiica mea atunci era adolescentă, tocmai divorțasem, și când m-a întrebat ce face fiica mea, o lacrimă mi-a curs pe obraz. Și m-a întrebat, ai auzit de constelațiile familiale? Nu. Cred că ar putea să te ajute. Cu afeza ta? Da. Care îți făcea buclele? Da, da. Le făcea blonde. Da? Cred că ar putea să te ajute. Știi pe cineva? Da. Era o zi de miercuri, iar eu sâmbătă eram la workshop. N-am întrebat nimic. Sunt curioasă, dar aici n-am simțit nicio curiozitate. Am simțit foarte adânc undeva în profundul ființei mele că asta e. Și m-am dus. N-am citit nimic, nu știam nimic. Nu m-am căutat, n-am nimic, doar m-am dus. Te-ai dus pur și simplu la un workshop? M-am dus pur și simplu la un workshop fără să știu nimic. Doar cu o dorință să primesc un răspuns, o soluție la ceea ce mă ardea pe mine atunci foarte Acum tare, familial. Acum 10 ani. Acum 10 ani. Acum 10 ani. Și a fost într-o zi de ianuarie și în mai am început formarea în România cu Barbara Morgan, care a fost prima mea formatoare din România, o femeie extraordinară, tot eleva marului Bert Hellinger, care e părintele constelațiilor. Trebuie să ne spui și de Bert. Da, ajung și la Bert, e maestru inimii mele. Da. Da? Și m-am dus la acel workshop, dom'le, pe scurt, erau vreo 30 de persoane, o facilitatoare. Oamenii se vedeau, se revedeau, se mai știau, nu se mai știau. Mai erau câțiva noi veniți pe ăștia, îi vezi, că stau așa cu minciori cum stăteam și eu. Și știu că atunci am rezonat foarte mult cu o doamnă pe care n-am văzut-o niciodată, care și-a lucrat o constelație a ei. Și m-a ales pe mine să o reprezint. Eu nu știam despre ce este vorba. Dar de ce m-a ales? Pentru că eu când stăteam în cercul de susținere, 2 zile am plâns non-stop. Dar am plâns. Nu mai plânge nimeni. N-a plâns nimeni cât am plâns eu. Dar am și succes pentru că am avut. Plângi bine. Plâng bine, da. Și 2 zile în continuu am plâns. V-am spus, nu plânge nimeni cât plâng eu, dar se plânge, dar mai puțin el, dar eu am stil. Și
Eu am ales să o reprezint pe ea. Ei, vreau să spun că constelația ei a fost constelația mea. Era divorțată, avea o fică, linia de femei întreruptă, aceeași poveste. Dar ce s-a întâmplat acolo că am ales să o reprezint? Când tu reprezinți pe cineva, că asta este esența constelației, este acest câmp care ne aduce împreună și le știe pe toate, la care avem acces, și reprezentantul. Sunt oameni care reprezintă pe tine concepte și așa mai departe. Când tu reprezinți, tu ești tu, eu știu că sunt Elena Barbu, dar în acel moment tu reprezinți și simți la fel ca persoana pe care o reprezinți. Și asta este un fenomen natural, este incontestabil, e pe toată planeta deja. Și e demonstrat științific, medical. E demonstrat, medical, nu mai avem, ce... Da? Da. E, și în acea constelație, la un moment dat, eu vroiam să plâng și nu puteam să plâng. Mi se bălângănea corpul și știu că spun, vreau să plâng. Simțeam într-o că vreau să plâng și nu pot să plâng. Și chiar am spus, vreau să plâng și nu pot să plâng. S-a lucrat constelația, în fine, mă rog. După workshop, doamna îmi spune, Elena, m-ai reprezentat foarte bine. Vrei să spun ceva? Eu te-am ales pe tine pentru că tu plângeai. Dar eu acolo plângeam lacrimile mele. Da, da? Da, da, da. Iar eu vreau să plâng și nu pot să plâng. Și am zis eu cu mintea ei, dacă o aleg pe ea că plânge, sigur o să poată să plângă pentru mine. Numai că acolo în câmp, reprezentând-o pe ea, eu n-am putut să plâng. Când m-am întors pe scaun, mi-am reluat lacrimile mele, că aveam problemele mele. Da. Și a fost magic pentru că după prima constelație am simțit în interiorul meu o liniște. Așa o liniște. Că da, în interior. Asta e. Ce am căutat eu ani de zile să aflu răspunsul, am simțit în interior că asta e. Vis-a-vis de cazurile de cazurile mele, că o să-mi aducă răspunsul la întrebările mele legate de bolile și cauzele din spatele bolilor. Din clipa aceea nu le-am mai dat drumul. Era ianuarie 2012, în mai am început cursul. În noiembrie m-am dus să-l întâlnesc pe Berthelinger în Germania. Țin minte că ne-a spus Barbara Morgan, mergeți să-l întâlniți pe Bert să vedeți cum lucrează, pentru că lucrează altfel. Ai senzația că nu face nimic. Dar face multe când nu face, dacă aici este esența muncii. Și m-am dus și din clipa aceea am fost într-un flux extraordinar și m-am dus și m-am tot dus 5 ani de zile. Am avut șansa să lucrez direct cu Bert de mai multe ori. Iar el avea un... Prima oară când l-am întâlnit pe stradă. Pe stradă? Da. Era în Germania și l-am întâlnit pe stradă. Pe stradă. Da, da, da. Mâncam o prăjitură la o măsuță și el trecea pe stradă. El era clar că, mă rog, s-a dus cineva să-l salute și m-am dus să îl salut. Dar vreau să vă spun că în prezența lui eu nu am putut niciodată să-i spun bună ziua, domnule Ber, sau bună Ber, sau ceva. N-am putut. În prezența lui eram complet fără cuvinte. Deci te ducea deodată, așa, te lua într-un spațiu, oriunde erai, și pe stradă, și la curs, și în restaurant, și oriunde. Te ducea într-un spațiu imediat. Făcea acel shaktipa din sanscrită, știi, prin privire. Da. Și el știa, eu știam de la alt maestru spiritual cum lucrează marii maestri. Uitea în ochii tăi, știi cât se uita până clipeai. Dacă clipeai sau îți schimbai privirea, gata. Și eu m-am prins de șmecherie. Și rămâneam și mă uitam în ochii lui. Stătea cât puteai tu să duci, cât putea sufletul tău să primească. Dar și puțin dacă stăteai, uite așa, aveai niște experiențe de numai despre experiența asta nu să vorbești atât, aveai senzația că dispare timp, că nu mai e nimic, că e totul gol. Deci nu mai vedeai nimic, erai în neant. În ant, în prezența lui, așa, așa erai. Și era și mai frumos că am avut șansa în 2014, dacă nu mă înșel, cred că a fost anul meu de grație în Constelații, se făceau niște tabere internaționale unde veneau sute de oameni de pe întreaga planetă. Și imaginează-ți că erau vreo 500 de oameni și eu pe acolo. Și că sunt tare mândră și o povestesc cu drag pentru că la un moment dat au făcut ceva magic organizatorii. Organiza el și cu Sophie Hellinger, soția lui, care e o femeie deosebită. Tare mult m-a ajutat pe mine Sophie să mă împac cu mama și pe ei când îi vedeai împreună, vedeai așa un echilibru între feminin și masculin, doar când te uitai la ei împreună
și stăteau în tăcere, simțeai așa cum te vindeci, așa, la un nivel mai mare. E greu să povestești în cuvinte. Și hai să spun o experiență de la această tabără mare internațională. Știi ce au făcut? Erau oameni din 37 de țări. Și pe un perete imens, pe un ecran imens, au pus steagul fiecărei țări, din cei care erau prezenți la acel training, și numele țării, și scris în limba respectivă, bine ați venit. Și am stat tot și am văzut 37 de țări și așa. Japonia, Australia, America, toată lumea. Și eram și eu din România acolo. Și a apărut România. Numai tu erai din Da, România? singură eram, da. Au mai fost câțiva colegi de vreo 2-3 ori, dar așa cu pasiune mă laud că am fost singură. Și când scria mare România, vreau să spun că m-am simțit cum cred că se simte un câștigător de olimpiadă. Nu pot să spun ce trăire am avut. Aveam așa o senzație că parcă am câștigat Jocurile Olimpice și o reprezint România. Starea aia am Extraordinar, avut-o în interior. da. Cred că așa am simțit toți. Era acolo un energie și o câmp. Wow, era din locul acela se lucrau constelațiile cu Bert. Și în acel an am fost alasă să reprezint. Am dat feedback. S-a lucrat o constelație pentru un pacient al meu, împărtășit eu dintr-un caz de la un copilaș și Bert a spus, ok, îi punem constelația acelui copil. Am împărtășit foarte mult din partea mea de imagistică și cu Da, constelațiile. da, da. Și într-un fel am cerut permisiunea dacă pot să lucrez cu copiii direct. Știi de ce? Pentru că se întâmplă ceva, Romeo. Nu vin mamele la constelații. Nu vin. Nu vin. Eu am vrut să-mi fac lucrarea pentru Neta Jean Monnet din Bruxelles. Next step, când termin școala, aproape 700 de ore am făcut în Germania, să fac lucrarea de diplomă în Bruxelles, pentru că în Bruxelles se recunoaște meseria de facilitator de constelații. Dacă faci toată școala lui Hellinger din Germania, se recunoaște ca profesie. Tu ai Da? făcut-o. Am făcut-o. Da. Și ce vreau să spun? Despre cazul Despre. copilului. A, cu copilul. Da. Și a, eu lucrarea de la. Fac o mică paranteză. Vreau să o fac cu cazurile cu copiii mei. Zic, merg cu imagistica, iau cazul ca medic. După aceea vin cu imagistică, RMN, CT, cum se vede în corp, Da. ecografie și așa. Vin cu analize de sânge. După aceea vin cu constelația, ce arăta constelația. Și după aceea copilul monitorizat după. RMN, după, etc. și așa. Dați seama ce lucrare vedeam eu acolo. Da, foarte interesant. Foarte, da, și la sfârșit să pun o poză cu copiii mei de constelații, adică cu femeile care au rămas însărcinate după constelații. Am foarte mulți copii de constelații. Deci știi cum sunt așa de mândră, pentru că copilul vezi. Și când Da. femeia știe că a rămas însărcinată după ce a lucrat sau chiar doar a participat, nu e musai să-ți lucrezi, e minunat să vezi că vine o doamnă și spune, doamna doctor, am venit cu un copil de constelații. Și vine la ecografie, să-i facă la ecografie. Și când vin cu ei la mine la eco, acești bebeluși sunt foarte liniștiți. Deci, practic, ni se lipesc, uite așa, ochii. Rămân mamele foarte surprinse. Zic, de ce ești surprinsă? Noi ne știm. Nu ne-am întâlnit noi în constelație? N-am lucrat noi cu constelație cu copilul din viitor? Noi, la nivel de suflet, ne știm. Și de asta sunt bebeluși așa. Se uită în ochii mei de parcă ne știm de undeva. Da, și să revin la lucrare. Și termin cu poză mare, cu mamele și cu copiii și cu mine. Îți dai seama ce lucrare și ce prezentare. Măi, și n-am avut cazuri, n-am avut decât câteva cazuri. Eu vreau să fac cu statistică, așa, ca Da, da, lumea, da. lucrare, ca la Bruxelles, cu număr de cazuri și așa mai departe. Și n-am avut cazuri, foarte puține cazuri am avut. Dar cele pe care am avut au fost magice. Foarte puține însemnând câte? Numerologic. Numerologic. Da, spune, Da? numerologic, câte? 5, 6, 7 cazuri. 5, 6, 7 cazuri. Dai Cred seama că ai avut la 7. câte, la 7 am avut, 7 am avut, da? Cred că ai avut Dar prea puține ca să 7. faci o statistică. Da, Dar într-adevăr. rezultatele magice. Dai seama, copil operat de tumorul de hipofiză de 3 ori, faci constelația și nu mai are recidivă? Și îmi trimite mama RMN-ul făcut în Franța, doamna doctor, și îmi trimite RMN-ul, asta este imagistica, mai este Da. expertiza mea medicală, RMN-ul. Îți dai seama ce frumos? Bun. Și am ajuns, deci ca medic, vedeam în corpul fizic și cu constelațiile văd imaginile sufletului. Și ți-ai răspuns de ce copiii ăia la vârste fragede
La cei care lucrează, da. Sunt trei dinamici. Sunt trei dinamici în spatele bolilor serioase. Una este mai bine eu decât tu. Adică mai bine mor eu în locul tău. Pe bune? Pe bune. Una este te urmez. Da? Și una este tu pentru mine. Uite, să dau un cazul de te urmez. Că e caz celebru. Whitney Houston. Cine nu știe de Whitney Houston? Da. A murit. A avut o fică, Bobby Cristina, care s-a sinucis exact în ziua, la un an, exact în ziua în care a murit mama ei. Asta este dinamica te urmez. Te urmez. Sunt foarte multe cazuri. Da? Extraordinar. Și multe, de ce se întâmplă lucrurile astea în câmp? De ce totuși alege viața să facă aceste trei dinamici despre care vorbești? Păi nu știu dacă alege viața, că viața te vrea aici. Și atunci cine alege? Ce se întâmplă? Cum spuneam, ne întâlnim în familia de origine. Da? Aici ne naștem. Ok? Bun. Ca să supraviețuim, avem nevoie să aparținem. Asta e legea. Apartenența asta are o forță extraordinară. Da, pentru că dacă ne uităm în lumea animală, cum au supraviețuit marmotele 16 milioane de ani? Au stat în grup. Da. Ok? Grupul de hiene îți mănâncă la micul dejun leopardul, da? Dar sunt multe, sunt unite. Și dacă sunt în grup, au puterea să supraviețuiască. Ok? La fel simțim și noi. Dacă aparțin, supraviețuiesc. Și ce face sufletul familiei? Are nevoie de echilibru, ca orice sistem. Am nevoie de echilibru. Dacă sunt în echilibru, este bine. Dacă nu sunt în echilibru, pun în pericol supraviețuirea. Da? Și noi ne naștem în familia de origine. S-a observat așa că sufletul familiei nu permite nimănui să fie uitat sau exclus. Dacă cineva este uitat sau exclus, o singură persoană, nu mai este nimeni în ordine. Și ce face atunci sufletul familiei? Pune pe altcineva, chiar și peste o generație, două sau trei, să se uite cum, cu iubire către persoana uitată, exclusă, cu destin greu, abandonată și așa mai departe, se uită către ea cu iubire și ea îi repetă destinul. Și ce s-a întâmplat? S-a echilibrat sistemul. Da, logic. Da? Dar tu poți să vezi după câte generații sau ai un cântar vis-a-vis de chestia asta. Asta facem în constelații. Cum? Asta scola lumină constelațiile. Și tu nu poți că să știi câte generații, cum au trecut și așa mai departe. Păi eu nu știu nimic. Deci eu când lucrez, eu nu am informații. Deci nu cer informații persoane care lucrează. Sunt facetori care cer interviu, fac, nu, eu nu fac așa ceva. Lângă mine vine persoana care vrea să-și lucreze, ok? Și nu am nevoie să-mi spună nimic. Sunt constelații pe care le lucrez din nimic. Dar am nevoie să am permisiunea să mă conectez la el. Uneori am permisiunea câmpului de lucru, dar nu am permisiunea clientului. El e prea închis sau nu știu și ce. Și există o dependență de generațiile din trecut? Asta urma să spun, da? Deci, bun. Ce se întâmplă? Ca și cum să ne imaginăm că suntem toți pe o barcă, da? Toți membrii familiei sunt pe o barcă. Dacă suntem toți pe barca asta, nu contează cine și cum. Pentru că s-a observat în constelații și este prima lege a iubirii cu un anumit Berhellinger că cu toții avem dreptul egal să aparținem familiei. Dincolo de bine și rău, de corect și greșit, de vinovății și nevinovății, avem dreptul egal. O singură persoană, dacă este uitată, s-a terminat. Și atunci, ne imaginăm că suntem toți pe barcă. Toți. Suntem toți, unul face ceva, unul face ceva, nu contează ce faci pentru familie. Că ești gunoier sau la altar primului lobăl, n-are importanță. Ai valoare egală, faci ceva pentru familia asta, ca ea să meargă bine și cu toții să supraviețuim. Da? Suntem toți, este minunat. Dacă și respectăm valorile acelei familii, revin imediat că asta e foarte important. Suntem toți, merge vasul înainte. Dacă o persoană a fost uitată sau exclusă, adică aruncată peste bord, ce se întâmplă? Imediat se înclină puțin barca. Un milimetru de grad, așa, că așa, îi se schimbă și direcția. Nu mai merge pe destinul ei. Se schimbă logic, și direcția. Să înclină într-o parte. Ce face atunci? Altcineva, și peste o generație, și două, și trei, este aruncat peste bord, ok, uitându-se către cel exclus, și atunci aia se echilibrează. Ok? Și asta se întâmplă. Bun. Pe de altă parte, avem aceste loialități
de familie sunt invizibile, dar au o forță colosală. O forță colosală. Pentru că nimeni nu poate fi uitat. Ok? Și atunci, cu iubire, eu mă uit către cel care a fost uitat. Numai că mă uit cu iubire și cum e iubirea asta? Oarbă. Adică mă uit cu ochii închiși. Pentru că dacă tu ai murit, eu ce fac? Te urmez în moarte. Și mă îmbolnăvesc, o lege, fac un accident. Păi, subliminal acolo. Da? Eu te urmez pe tine și aici este încurcătura din care noi trebuie să ieșim și putem ieși ca să ne întoarcem la viață. Practic să renaștem sau să reînviem, dacă pot să spun așa. Pentru că într-un fel, când tu te întorci cu sufletul tău, vezi că merge către moarte și tu te întorci către viață, chiar putem vorbi într-un fel de o reînviere. O reînviere, da. Da? Și ne arată constelațiile unde se uită, de exemplu, simptomul, că vorbeam de copiii bolnavi. Da. Pune în constelație, vrei să-ți dau un caz? Dă-mi un caz. Deci, eu nu te întreb de cazuri pentru că nu știu acum, știi, e profesia ta. Vai, dacă îți dai să vorbesc, dacă poți să le spui, știi? Nu, sunt confidențiale. Da, deci nu dai nume, dar dacă vrei să ne povestești... Nu dau nume, nu. Adică să vă dau un caz science fiction, pentru că e SF. E dincolo de orice imaginație, da? Și ăsta e un caz foarte mare. Adică am să-l povestesc de ce? Să se vadă cum lucrează câmpul. Pentru că o constelație nu începe atunci când ne-am întâlnit noi în grup. O constelație începe cu mult înainte. Cu mult înainte? Da, da. Și reprezentanții simt. Lucrează de 3 zile, de o săptămână. Mi-am cumpărat bluza asta special pentru constelații și vezi că are aceeași nuanță cu a reprezentantului. Da? Eu îndrăznesc să spun așa. Vine cineva îmbrăcat cu un tricou, nu avem putere de alegere la constelație, liberul arbitru, ce 5%, eu zic că e 0,5%. Pentru că nici măcar cu ce te îmbraci nu alegi tu, cu ce bijuterii vii, nu le alegi tu. Adică tu vii pur și simplu îmbrăcat cum cu alegerea altui... Cu alegerea câmpului, cu alegerea câmpului de energie, da? Și sunt persoane care spun, m-am tot schimbat și am venit cu asta, păi cu asta trebuia să vii. Bun. De exemplu, sunt foarte multe, eu sunt fascinată de aceste amănunte, pentru că sunt atât de multe sincronicități, încât n-ai cum să nu le vezi, le vede toată lumea. Da. Deci aici nu pot să spune, uite, e așa, așa, nici nu e nevoie să spun că toată sau lumea le vede. N-ai cum. Da. Pentru că acolo când particip, toată lumea le vede. Și adevărul, cum spune Hellinger, este văzut de toată lumea. Nu că îl spun eu, eu nu trebuie să spun nimic, toată lumea îl vede, știi? Bun. Cazul ăla de SF. Bun. Asta spuneam că începe de mult constelația. Pacient, 5 luni, este diagnosticat cu tumoră de hipofiză la o ecografie, da, de care fac și-o la bebeluși. Nici nu știu cum să-l încep, să-l încep de aici sau să-l încep de aici. Cum zice câmpul, Elena? Cum zice câmpul? Da. Bun, hai să încep de la cazul de ecografie. Fii atent. Pacientă, 7 ani. Vine la radiografie la mine la spital, îi fac radiografia de bazin și avea osteoporoză foarte avansată. Nejustificat. 7 ani? 7 ani, da, da, da. Osteoporoză? Da, 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 da. Stai să vezi. Și mă duc la mamă să o întreb. Uite ce am găsit, care e povestea copilului? Care era povestea copilului? Copilul avea 3 tumori de hipofiză recidivate și operate. La 7 ani? La 7 ani. Am spus că o iau de aici, da? Am vorbit cu mama, era fetița acolo, în fine, și am spus, așa am simțit că nu o fac de obicei. Zic, în spatele simptomului ei este iubire. Și mama a spus, știu. Am îndrăznit să-i spun de constelații. Că nu o fac, îți dai seama că... Da? Și îmi zice... Acum ești doamna doctor. Acum sunt doamna doctor. Acum, atunci mai spuneam, acum lucrez mai subtil așa. Și îmi zice, știu de ele de 3 ani, dar n-am ajuns până acum. Zic, uite, iaca, de asta ați venit aman la mine, vă aștept la un orșo. Și a venit mama respectivă. Și am pus constelația, să mi-și arăta constelația. Am pus reprezentant pentru mamă, pentru fiica care avea și pentru simptom, pentru tumor. Da? Constelația a arătat așa. Pe linia ei maternă, bunica din partea mamei aparținea unei familii unde erau foarte mulți copii, 7-8-9 copii, și povestea asta e o poveste foarte generală la noi în România. Familia era foarte săracă și pe bunica mamei au dat-o la o familie să o crească, la o femeie care nu avea copii.
Da? O să-i spunem străbunica, deși da, nu e rudă de sânge. Nu, este pur și simplu persoana care a crescut-o. Bun, dar stai să vezi ce face câmpul. Pentru că în câmp, acea femeie care a crescut-o pe bunica aparține câmpului familial. Câmpul ăsta de suflet nu ține cont că e rudă, nu e rudă, ai certificat la sfatul popular, cum da. Zici tu, nu da. Contează. Da? La nivel de suflet, asta n-au nicio relevanță. Una e aici la suprafață și alta e în profunzime. Bun, revenim. Acea străbunică, care nu era rudă de sânge, a crescut-o pe bunica. Acea străbunică a trăit vreo 90 și ceva de ani și a crescut-o și pe bunica ei maternă și a crescut-o inclusiv pe doamna care venea să-și lucreze constelația pentru fetița ei. Bun, hai să vezi. Când clienta mea era însărcinată cu fetița pentru care acum lucra, avea grijă de această străbunică. Era foarte, deci practic copilul din pântecul mamei era în câmpul acestei străbunici, pentru că trebuie să fii în câmpul lui, în câmpul care ești mai apropiat, te legi, nu te legi de departe, aici aproape. Bun. Și ce s-a arătat constelația? Acea străbunică a avut 3 fetițe care au murit. Practic, simptomul fetiței ei, pentru care noi lucram, acea tumoră de hipofiză, se uita cu iubire la cele 3 fetițe ale străbunicii, care a crescut-o și pe bunica și pe mama, se uita cu iubire la cele 3 fetițe. În momentul în care, în constelație, deci parcă o văd, asta se uită, constelație, că trebuie uitată, dar mai rămân așa cu imagini, că eu fiind cu imaginile, în fine. La un moment dat am adus-o, aveam nevoie în constelație pentru următorul pas, să o aduc pe acea străbunică ca să se uite la durerea ei că și-a pierdut fetițele. Ok? Fii atent ce s-a întâmplat. Zic, ok, să vină străbunica. Eu nu vedeam în cerc. Cineva îmi spune, e în spate. Și în spate o aduc pe doamnă care ieșise din constelație. Zic, tu ești străbunica, vină încoace. Nu pot că mi-e greu. Până la urmă, ușor, ușor, cu răbdare, cu multă deschidere, a reușit să se uite la fetițe. În momentul în care reprezentanta străbunicii s-a uitat către fetițele ei, stăteau așa toate 3, una lângă alta așa, înșezut, știi, una lângă alta așa. Ce s-a întâmplat, Romeo? Reprezentanta tumorii s-a retras din constelație și a zis, nu mai e nevoie de mine. Extraordinar. Așa se întâmplă. Hai să vezi mai departe. Mi-a trimis doamna și am spus, nu va mai recidiva tumora. Mi-a trimis mama remeneul pe care l-a făcut după, era programată să facă remeneul în Franța, după constelație. Și mi l-a trimis. Doamna doctor nu are recidivă. De fapt, discuția a fost așa. Că se dă rezultatul doctorul. Nu vă trebuie rezultat, nu vă trebuie imagistica veche? Nu. De ce? Pentru că fetița nu mai are nevoie de tumoră. A spus ceva la fel cum a spus reprezentanta tumorii, aceleași cuvinte. Aceleași cuvinte. Aceleași cuvinte pe care le-a spus reprezentanta tumorii în constelație, nu mai are nevoie de ea. Aceleași cuvinte l-a spus doctorul din altă țară, după remene, nu mai are nevoie de... A fost aceleași cuvinte. Cred că astea au fost, hai să vezi. Mama a venit la ușă următor să ne împărtășească tuturor. Hai să vezi că n-am terminat, ca să vezi câmpul și magia câmpului. Persoana care a reprezentat, acum deschid că spuneam că a început de mult constelația, da. Persoana care a reprezentat-o pe străbunica în acea constelație este tot medic radiolog. Lucrează la fel ca mine în aceleași condiții. Este medic radiolog. Deci tot medic radiolog. Și mama fetiței îi spune, nu așa că sunteți medic radiolog? Da. Nu așa că lucrați acolo? Da. Dumneavoastră i-ați făcut al doilea CT și mi-ați dat rezultatul, nu ați avut puterea să-mi spuneți care recidivă și ați fugit. Acea doctoriță a reprezentat în constelație străbunica aceea. Care n-avea curajul să vină să uite. Da? Era doctoriță radiolog care i-a diagnosticat a doua recidivă. N-am terminat. Stai că n-am terminat, să vezi câmpul larg, fii atent. Vezi că sunt fascinante când intri în câmpul de constelație, le iubești, eu le iubesc, de nu mai pot. Dacă aș putea, aș face în fiecare zi non-stop. Prima tumoră, unde crezi că a fost diagnosticată? La mine, la spital.
ecografic de colega mea în urmă cu 7 ani. Dacă venea mai târziu cu 2 ore, o diagnosticam chiar eu. Dar n-a fost. Vezi, să fie atunci. Da. Nu nimic, vreau să spun ca idee, da? Deci, de mult a început constelația asta. Prima tumoră a fost diagnosticată în spitalul meu, a doua tumoră de o doctoriță, ok? În altă zonă. În altă, da? În alt spital, dar din aceeași firmă, cum se spune. Da. După aceea, a venit la mine cu radiografia, eu i-am spus de constelații, ok? A venit la constelație și în ziua în care și-a lucrat, colega aceea a venit și ea la acel workshop, ci că ea a ales, da? Să o reprezinte pe acea străbunică. Tu îți dai seama despre ce vorbesc eu aici? Deci îți dai seama cât de legați suntem între noi, exact. Și acea vorbă, exact, care spune că, exact, toți suntem frați, nu e o minciună. Dar este o realitate. Chiar dacă eu nu o recunosc și nu o știu, este o realitate. Da. Știi cum văd imaginea? Suntem picătura din ocean. Dar îți dai seama că atât de mult contează, conform exemplului tău, atât de mult contează binele sau rău pe care îl faci unei persoane, poate da, nici nu o cunoști. Păi da, dar îți faci ție. Și îți faci ție, îți faci, exact, ție, da? Dacă eu te rănesc pe tine, mă rănesc pe mine, Romeo. Și asta este științific demonstrat. Este demonstrat, adică științific, nu, da, este așa că am zis, nu, și noi o vorbă. Nu, nimica, nu. Dar se simte, se știe chestia asta. Da, și da, așa o văd. Suntem picătura din ocean. Cu toți. Și eu, și tu, și Răzvan. Da. Da? Și suntem toți conectați. Ok? Aici, între noi doi, e un spațiu gol. Dar ce așa e spațiu pare gol? E suflet. Da. Suntem în suflet. Ok? Și tot oceanul este în picătură. Și asta se vede la constelații. Cât suntem deconectați unii cu ceilalți, fără să știm nimic. Fără să știm nimic. E să-ți mai dau un caz? Da. Mamă, și ăsta e tot SF? E tot SF, da, fii atent. Vine o doamnă din străinătate să lucreze pentru fetița ei. Boala, o boală genetică rară, dar foarte gravă, boala oaselor de sticlă. Ce se întâmplă, da? Oasele se fracturează foarte ușor. Se lovește un pic, cade, se rupe osul. Greu. Operații multe, recuperări. Destin, o să spun destin, greu, că nu e un destin ușor. Dar am să mai spun ceva. Noi avem destinul nostru, da? Venim cu un destin fiecare, dar să știi că venim și cu puterea să ne ducem destinul. Indiferent care e. Asta este foarte interesant. Avem puterea să ne-l ducem. Deci oricare destin ai avea, da, tu, avem poți și puterea să te duci acolo. Avem să puterea să ne-l ducem. Primești. Și să știi că am observat chestia asta, iar s-a de la una la alta. Dar am să revin la cazul cu oasele. Deci te aduc eu aminte. Stai. Mi-aduci te aminte, da? Deci, stai liniștită. Este podcastul unde vorbești cel mai puțin, crede, mă, Elena. Ok, bine. Dar îmi place chestia asta. În care tu vorbești cel mai puțin. În care eu vorbesc cel mai puțin, da. Eu te-am avertizat. Bun, hai să revin la caz. Da. Bun, vreau să spun că n-am vrut să lucrez cu mama aceea, pentru că s-a uitat la toți din grup și a zis: nu puteți să faceți nimic pentru mine. I-a etichetat direct. Da. Când am întrebat-o ce îți dorește, mi-a zis că vrea pentru fetița ei sănătate perfectă. Buf, a doua lovitură pentru mine. Pentru că trebuie să fim realiști. Este o boală. Este o boală genetică. Aici nu venim cu... Nu facem magie. Vii la o constelație și gata, reparăm și facem o... Trebuie să fim rezonabili. Pentru mine ar fi un feedback bun, și asta m-a interesat la acest caz, să știu că fetița n-a mai avut fracturi sau că s-a recuperat. Pentru mine asta era important ca rezultat, nu că va fi o ființă nouă. Ok? Și să știi un că... sistem osos perfect. Da, deci trebuie să fim rezonabili, da, și realiști. Bun. Dar s-a întâmplat ceva atunci. Mi-a apărut fetița. În imagine, ca prezență, mi-a apărut fica, care avea, nu știu, cred că vreo 90 anișori. Am simțit-o foarte prezentă în câmp. Și m-am conectat cu ea, era atât de liniștită în sufletul ei și am simțit parcă îmi spunea: hai, te rog, fă-o pentru mine. Și am spus: fica dumneavoastră este aici și am să fac constelația pentru ea. Prin atitudinea mamei,
când nu este persoana pregătită sau nu-și dorește sau, eu nu prea lucrez, pentru că nu pot să împingi râul. Da. Câmpul e darnic, câmpul îți dă, nu mai știu ce să faci cu ce îți dă. Dar nu poți să împingi râul. Da? Bine. Și am lucrat Constelația. Am avut acolo o idee genială. Dau din casă acum. Da? Am adus reprezentanți pentru mamă, pentru fetiță, mai târziu și pentru tată. Și fii atent pentru ce am adus. Pentru oase. Da, uite, interesant. Da? Deci ai avut un reprezentant al sistemului osos. Oasele. Oasele care se rup. Pentru că acolo era energia. Da. Și fii atent ce se întâmplă. Constelația foarte complexă, dramatică, dar a avut o reconciliere impresionant. A fost practic mai multe constelații în acea constelație. Pentru că ce faci? Nu poți să zici, uite, gata, ai făcut magie. Nu. Ai nevoie de niște pași, te-ai așezat tu, te-ai conectat, vine pasul următor, pasul următor, pasul următor. Ele curg așa dintr-una într-alta. Reprezentanta oaselor, am să dau așa câteva amănunte din constelație. Avea o rochie alb cu blomarin în dungi. Oasele paralele. Da, da, da. Și în talie avea un cordon ca o sfoară. O sfoară. Da, da, da. Bun. S-a întins pe jos, mă rog. Ce arăta constelația? SF. Dar clienta știa. Pentru că aceste informații sunt în câmpul familial și de obicei noi le știm. Că ele sunt acoperite de praf și ne gândim că ele sau lucrează nu sau nu le dăm sau nu știm. Ele sunt, informațiile sunt în câmp. Doamna a zis, constelația ne-a arătat, ok, și doamna a confirmat. Și ce a fost în constelație? O soră a bunicii sau străbunicii materne s-a spânzurat într-un hambar și când s-a spânzurat, a căzut. Și prin cădere s-a rupt oasele. Și fetița acum prin simptom, boală genetică, deci fii atent de când a început. De unde vine? De când a început, la nivel de genă, din câmp de mult. Ea prin simptomul ei, fracturile oaselor, da, se uita cu iubire la sora bunicii sau străbunicii care s-a spânzurat. Era uitată, era exclusă. Pentru că de obicei dacă are cineva, îl excludem, uităm de acel el. Acel membru pe care îl aruncăm peste bord. Acel membru pe care îl aruncăm peste bord și el nu poate fi uitat, nu dă voie sufletul familiei, nimeni să fie uitat. Și această fetiță, uită peste 3-4 generații, se uita cu iubire. Și cum? Repeta într-un fel destinul. Prin această boală genetică rupându-și oasele. Dar stai să vezi. La sfârșit, când s-a terminat constelația, a avut mulți pași. De exemplu, la un moment dat s-au conectat părinții, chiar doamna, cu soțul ei, reprezentantul soțului, și au intrat amândoi într-o durere foarte mare și s-au conectat în durerea lor. Și și-au spus la un moment dat, când a fost momentul potrivit, acum ne putem duce durerea împreună. Adică destinul fetiței, că nu e ușor. Nu e ușor. Operații multe, recuperi, tocmai urma să fie operată atunci fetița. Și să vezi ce se întâmplă. Se așează constelația, se conectează reprezentanta fetiței cu această bunică la nivel de suflet. Da? Ce vorbe am spus o vindecătoare acolo, nu știu, când vin atunci, știi? Dar sunt puține, sunt vorbe mici, sufletul are nevoie de 2-3 cuvinte, un cuvânt, nu are nevoie de o conferință. Da? S-au conectat. S-a făcut liniște în tot sistemul și s-a retras simptomul și așa. Bun. Reprezentanta, că aici vreau să ajung, reprezentanta fetiței avea o rochie cu niște romburi și cu un imprimeu floral cu aceleași nuanțe, la fel ca reprezentanta mamei care venea din altă țară. Stai să vezi că n-am terminat. Deci din ce femeie n-are 100 de rochii, da? Același model. Măi, aceleași romburi. Și venea din altă țară. Venea din altă țară și doamna asta a venit și a îmbrăcată la fel. Bun. Dar asta, acum vin cu lovitura de grație. Când eu spun și am spus, uite, reprezentanta oaselor cu rochia, că asta le menționez în câmp să le vadă oamenii, pentru că sunt juicy astea, știi, sunt dulcegării când le vezi, că nu-ți vine să crezi, știi? Avea cordonul în formă de sfoară, practic sfoara cu care s-a spus. Exact. Că sună SF, dar asta e, le vezi cu ochii tăi, nu mai e SF. Reprezentanta fetiței, știi ce face? Își dă la o parte de pe umăr blazerul, avea bretele în formă de sfoară. Extraordinar. Da. De ce ceva? Și că tu alegi alte chestii. E magic.
Deci asta înseamnă că în viața asta noastră minunată și magică, noi de fapt nu alegem nimic. Ai putut să vezi în experiența ta de atâția ani care este mai important în sensul de a fi cu un copil sau de a fi într-o familie? E mai importantă femeia sau e mai important bărbatul? Sau care este importanța celor doi? Pentru că, vezi că te deschid aici un subiect în care vorbesc 3 zile. Eu știu asta, dar pentru că tu știi foarte clar că lumea spune că mama este foarte importantă și că nu știu, că tata ăla nu prea contează. Ăla a venit și el pe acolo 2 minute Romeo, și a plecat. Acum încep. Da, păi nu, că te las să bei apă până mai vorbești eu. Și aici vreau să vedem, pentru că știi bine, sunt foarte multe, foarte multe familii despărțite. Sunt copii care stau cu mamele și tații vin și ei în vizită. Romeo, tu nu știi ce ai deschis aici. Eu știu ce am deschis aici. Eu am aici, lucrat dar... constelații de cuplu ani de zile în București. Deci sunt expertă pe cuplu și pe familie. Păi da? Eu știu, de-aia am deschis deci, asta cu cuplu. Nu știi ce cutia Pandorei deschis. Bun. E magic subiectul ăsta. Ce-au arătat constelațiile? Bun, să luăm așa, familia de origine. Ne-am născut aici, am crescut. Nu aparținem, nu suntem proprietatea nimănui, da? Viața ne-a avut aici. Părinții ne-au crescut. Au făcut și tot ce au putut mai bine. Dar nu ești proprietatea părinților. Nu. Noi trebuie să știm să clar. Trebuia să subliniez asta, Elena. Trebuia să subliniez pentru da, că da. Copiii nu sunt proprietatea noastră. Da? Ei au venit, iar noi avem o mare responsabilitate să fim prezenți, că de-aia avem atâta informații și citim că și suntem deștepți, să nu le tăiem aripile. Da? Ce avem de făcut este să-i susținem și să fie ei în puterea lor să poată să-și ducă destinul lor. Până în 17-18 ani putem să avem grijă de copii. Și chiar avem grijă de ei și când termină școala, că, mă rog, astea sunt vremurile, și să-i susținem. Dar e foarte important să le dăm drumul să-și trăiască destinul, indiferent care este el. Și e nevoie să ne pregătim încă de când, nu numai din pântec, nu numai de când l-am conceput, nu numai de când l-am născut, să ne pregătim repejor ca să putem să-l susținem la adolescență. Iar eu spun mamelor, nu dați seama că văd mame în fiecare zi, bebeluși în fiecare adolescență, mă distrez la spital, mă distrez de alimente. Tu duci o viață de asta plină de bucurie. Așa. Eu când văd la spital sunt toată, nu mai da, nici nu... E o mare bucurie pentru mine ceea ce fac. Și revenim. Ieșim din familia de origine. Ok? Bun. Ne-a fost bine aici. Am aparținut, am avut papa, da, au acoperit și toate condițiile. Da, da. Avem nevoie să plecăm de aici. Separarea de familia de origine este o mișcare spirituală. Unde mă duc? Către necunoscut. Către toată lumea. Mai bine frică de necunoscut? Da, o știm, da? Asta. O știm. Bun. Ce ne facem când ieșim? Ce facem când ieșim? Căutăm pe cineva. De ce? Pentru o relație de cuplu. De ce? Ca să dăm viața mai departe. Pentru că pentru viața pe care noi am primit-o, care vine de departe, prin străbunii și așa mai departe, bunici, prin părinți, până la noi, noi putem să spunem să o plătim pentru ea numai dacă o primim și o dăm mai departe. În momentul în care am ieșit și ne-am făcut familia noastră, din acel moment, că vine acum legea ierarhiei, legea ordinii, care și asta e foarte importantă și ne cam mănâncă sufletul, da. Are prioritate familia nou formată. Cei dinainte au greutate. Ei sunt primii, dar au greutate, dar prioritate are noua familie. Și ce înseamnă asta? Că eu să-mi văd de casa mea, de căminul meu, de bărbatul meu, de femeia mea, de copilul meu. Eu sunt în serviciul vieții acum crescându-mi copilul, ok? Nu mai am treabă cu mama sau cu tata. Din spate. Ei rămân în spate, sănătos, rămân în spate și ne susțin. Noi dacă au nevoie de ajutor, îi ajutăm. Dar nu sunt băiatul mămică sau fetița lui tăticu. Daddy's girl și băiatul mămică. Da. Dar vedem, că deschid un subiect aici la grande, da? Asta e prioritatea. Dacă eu mi-am servit familia, ok? Asta e pe primul loc. După aceea vine mama și tata. Și de multe ori nu ne dau părinții dublu, drumul. Mamele nu dau drumul băieților, da, știm lucrurile ăsta, îl vedem, este vizibil, da, peste e vizibil, mai este o dinamică, de exemplu,
în care, dacă relația de cuplu se vede în constelații că merge bine în familie, dacă bărbatul este primul, el vine cu resursele, da? La stânga lui stă femeia. După aceea vin copiii în ordine. Primul născut, al doilea născut, al treilea născut, în ordine. Dacă sunt toți și dacă ești în locul tău, pe locul tău, nu pe locul altuia, tălucești. Dar prietenii noștri trebuie să înțeleagă, da. Și eu de-aia vreau să subliniez chestia asta. Fiecare stă pe locul lui. Dacă fiecare e pe locul lui, totul este în ordine. Am repetat ce ai spus tu. Da, ești tu pe locul tău? Întăresc. Da, ești tu pe locul tău? Că acum începe distracția. Da? Da. Începe distracția. Dacă primul născut este primul născut și este la locul în geal, sunt lider și nu știu ce, este minunat. Dacă al doilea își vede de treaba lui, ăla micu, ăla mai rebel, vede de treaba lui, este ok. Problemele apar când? Eu ăsta micu, mă fac mai mare, da? Decât frații mei, sau decât părinții, sau oricare dintre copii. Da. Pentru că părinții sunt mari, copiii sunt mici. Pentru totdeauna. Și viața curge de sus în jos. Când învățăm noi și carte și credem că ne dăm noi mari, aia e aroganța. Aia, da. Da? Și plătim preț mare pentru aroganța asta. Plătim un preț mare. Este plătim preț scump. În succes. Na, în succes. Și am să spun, am să îndrăznesc să spun fericire. Nu-mi luați gâtul, da? Da, nu, am da, să spun ai fericire. Da, da. Sau mă, o stare de bine. Sau o bună stare. Ok, că e mai dulce așa decât fericire. Ce e a fericire, în știi? În general, lumea înțelege bunăstarea, nu asezonează cu starea bună. Pentru că asta este e bunăstarea, starea bună. E starea păi, bună. Mă, că, ce stare bună, să mă simt bine. Unde cu tine? Iubitul meu. Ok, bun. Dar când mă simt bine în cuplu? Când bărbatul e primul, vine cu resursele și ce face cu ele? Vine cu el acasă și el muncește în serviciul femeii. Pentru că femeia vede de casă și în serviciul vieții. Ok? Dacă bărbatul vine și e în serviciul femeii, unde mai e conflictul? Și femeia e în serviciul vieții. Și femeia e în serviciul vieții. Atunci nu, este firesc. Unde? Unde e conflictul? E okay? Firesc. Femeia, dacă e deșteaptă, îi spune, iubitul meu, cum zici tu, știi? Da. Tu ești mare, tu ești toată, ești de best, ești cel mai bun. Da. Ok? Da. Da, iubita mea, așa e. Și vine și cu mai multe resurse. Dar ce se întâmplă cu resursele? Resursele se duc pe intuiția femeii. Adică bărbatul trebuie să țină cont de intuiția femeii. Și femeia când are intuiția cea mai bine conturată? Știi de ce ți-a pus întrebarea asta? Că nu puteam să mă abțin. Nu puteam să te abțin. Îți dai seama. În ziua ovulației? Vrei răspunsul ăsta? Da, vreau răspunsul ăsta. Da, în ziua ovulației. Da. Da, în ziua deci la ovulație, buf, e femeia. Da. Are intuiție fantastică. Oh, da. Atunci, de ce da, la ovulație? Pentru că atunci poate da rod. Bineînțeles. Și atunci rodul nu este numai la pui vii, ci este și în familie, în prosperitate, în bunăstare. Hai să mai zic una. Biologic. Sunt fascinată, ți-am spus. În fine. Biologic. Și că bărbatul ales femeia. Hai să fim rezonabili, da? Tu explici acum biologic. Acum de ce biologic. Femeia arată... Stai să vezi. De ce femeia alege bărbat? Ce se întâmplă? Suntem lucrați biochimic. Natura. Avem neurotransmisători, ok? Când femeia vrea să rămână însărcinată, se secretă niște hormonași, ok? La care nu este niciun bărbat. N-ai cum. Când te ia și te învăluie, la aia vine ovulul de aur. Ok? Ea știe. Deci bărbatul azi... nu poate să reziste la chestia asta. Vai de deloc. Capul meu. Dacă vin hormonii și te învăluie așa, da? Știi tu, matematic de semn, da, nu da, știu da. Ce. N-ai cum. Pentru că viața te face. Și bărbatul e tot lucrat de viață pentru că e atras de hormonul și ăștia. Rămâne femeia însărcinat, minunat. Se vor, după ce se naște copilașul, femeia secretă alți hormoni. De ce? Ca să-l țină pe bărbat acasă, să aibă grijă de ea și de pui. Acești hormoni se secretă până la vârsta de un an. Deci până la vârsta de un an, femeia este protejată biologic. Până la vârsta de un an al copilului. Al copilului. Este protejată biologic și niciun bărbat nu va divorța până într-un an. De la 2 ani deja ești pe cont propriu. Da. Da? Dar până la un an, biologia știe, până la un an copilul crește și așa. Da? Deci suntem manipulați biochimic. Și e bine să știm asta. Și da? Să nu mai dăm noi. Să nu mai, da, pentru că femeia alege bărbatul frumos, sănătos, pentru că vreau un copil sănătos și frumos și așa mai departe. Știu că m-a întrebat fi mama, dar ce l-a ales tu pe tata? M-a întrebat, da. Da. Și
Da, orice femeie, inconștient. Bun. Să deci revenim... asta vis-a-vis de alegerea bărbatului cu care femeia respectivă se reproduce biochimic, da? Așa. Este conștientă alegerea de către femeie? Adică femeia poate să fie conștientă de treaba asta? Adică dacă... sau poate să-l picteze în cap pe acel bărbat și asta? Sau cum? Intrăm aici în alt subiect. Intrăm în next level. Ok? Biologic suntem făcuți. Da. Da? Deci femeia vrea copil sănătos și alege inconștient un bărbat frumos, sănătos, știi tu, 1,82 m, da, brunet, cu ochi albaștri, da? Da? Așa, bun. Ok, ăla idealul, mă rog. Da, e ideal, în câmp, da. Că dacă vorbim despre el, e clar că există și bărbatul ideal în câmp. Bun. Nu, inconștient alege femeia. Inconștient, da? Alege inconștient. Okay. Bun. După ce lucrăm cu noi... După ce vedem că și noi am făcut lucruri pentru familie, pentru că toți facem ceva. Îmi aduc aminte când aveam undeva la 25 de ani, am avut șansa să merg cu primul meu soț, cu tatăl copilului nostru, la Părintele Argatu. Uh-huh. A avut așa o pilă și m-a avut o intră așa un... da? Și ce ne-a spus? Ne-a spus două lucruri pe care le împărtășesc. Ne-a spus așa: nu lăsați să apună soarele peste cearta voastră. Foarte interesant asta. Da. Nu lăsați să apună soarele peste cearta voastră. Nu vă culcați, certați. Ok? Da. Bun. Și a doua, faceți copii mulți să le fie povara ușoară. Am 25 de ani, Romeo. Faceți copii mulți să le fie povara ușoară? Dumnealui a avut mulți frați, au murit mulți copii, mă rog, înapoi este așa puțin din viața dumnealui. Ce știu, la 25 de ani. Da? Și am avut insight-ul, ce mi-a zis atunci, acum de când lucrez cu constelațiile. Pentru că vedem, fiecare dintre noi face ceva pentru familie. Da. Unii mai mulți, unii mai puțin și într-adevăr, dacă sunt mai mulți copii, ia fiecare câte ceva. Da? Cam primii iau cel mai mult, că nu știe natura dacă mai vine unul. Și dă și la altul, mai vine încă unul, eu sunt norocoasă că am două surori mai mari și sunt cea mai mică. Și atunci sunt foarte binecuvântată, pentru că am două surori mai mari care au luat o liră în freză mai mult decât mine, știi? Și atunci eu nu pot decât să am recunoștință pentru ele că au făcut ceva pentru familie înaintea mea. Și dacă eu sunt așa de frumoasă și strălucitoare și sunt bine cu mine acum, sunt și pentru că surorile mele au făcut ceva pentru sistemul familial. Dar știi că mai vreau să te mai întreb o chestie. Știi foarte clar că sunt în ziua de astăzi anumite lucruri care se întâmplă. Un bărbat poate să aibă mai mulți copii, da? Dai cu femei diferite. Gata, stai puțin. Ordinea. Intrăm la ordine. Deci, vine ordine, stai, da? Să vezi. Bun. Ăsta este idealul. Când avem primul bărbat, soția, primul copil, ar fi ideal să fie primul bărbat și prima femeie, primul bărbat și prima femeie și primul bărbat. Mă rog, noi discutăm de o poveste. Da. Bun. Se întâmpla. Acum 100 de ani se întâmpla. Chiar și la părinții noștri se întâmpla. Bun. Vremurile moderne. Divorțul. Dom'le, nu mai ești în ziua de astăzi în rândul lumii dacă nu ești divorțat. Da, trebuie. Corect? Da, nu? 2022. Da. Ai avut dreptate. E jale. Deci ce în jurul meu spun, am un succes cu constelațiile, deci trăiești bine. Rău de tot. Da, da. Deci prosperitate într-un fel. Divorțuri, aud. E pe cale să divorțeze. Și tot mai am divorțat. Și de-abia a început. Suntem în aprilie. Mai avem, da, suntem în aprilie. Cum ai spus tu, da. Relații de vatul doi, că am avut prietene, am divorțat. Păi da, pe Facebook erați cei mai frumoși. Stai să vezi că nu e așa. Da. O prietenă din Spania, Leano, uite ce am pățit și eu la fel ca tine. Aoleu, da? Păi nu te lăudai, dai tu că trăiai magia cosmică. Ba da, Leano, dar nu doar cu mine. Înțelegi? Bun. Viața bate filmul și dacă nu trăim aceste experiențe, de ce am trăit pe aici? De ce spun că e atât de bine să ne așezăm, să ne cunoaștem, da? Să ne împăcăm cu familia și să-i luăm pe părinții noștri în inima noastră. Atât avem de făcut. Spune Bechelinger foarte frumos: vrei să ajuți pe cineva? Nu fă tu treaba lui, că n-ai cum să faci tu treaba altuia. Chidează-l, ajută-l, să fie acolo pentru el, să se împace cu mama și cu tata. Atât avem de făcut. Dacă mama și cu tata sunt la adevărata lor valoare, numai mama, numai mici, au loc în sufletul și în inima mea, noi suntem bine. N-avem nevoie de mai mult. Am succes. Succesul are echipul mamei. Și o spun mereu: diamantele nu cad din cer.
Ca diamante din cer, case, piscine, chestii. Nu. Unde sunt diamantele? La picioarele mamei. Acolo sunt diamantele. Atunci când eu reușesc să mă întorc către mama, chiar dacă a trăit, chiar dacă trăiește, chiar dacă nu, să fac drumul înapoi către ea, cu sufletul meu de acum, da? Și să ajung în genunchi, cu frunta pe pământ la picioarele ei și cu palmele în sus, asta e poziția de maximă smerenie, dar nu e gimnastică, fac gimnastică, nu funcționează ca gimnastică, da? E nevoie să vină de aici, ok? Uite așa, cu palmele în sus, cu frunta pe pământ la picioarele mamei, țineți-vă tare, că atunci va trebui să puteți să duceți abundența care vine. Și chiar e nevoie să o duci, pentru că mama este ca o fântână a vieții. Copilul se naște. Nașterea noastră este succesul mamei. De ce? Pentru că mama putea să moară la naștere. Numai pentru că mamele noastre au supraviețuit la naștere, suntem bine. Nu am nevoie de mai mult. Dacă îmi la naștere mama, sau când nu era mititel, toată viața aș fi trăit cu vinovăția că mama ar fi murit și aș fi căutat-o. Da. Buddha. Lui Buddha i-a murit mama la naștere. Ce a căutat Buddha cu sufletul lui? Energia pe mama. Și cei care sunt în budism sau atrași de budism, ok, de fapt în sufletul lor nu caută, nu știu ce, o caută, o caută pe mama, pentru că mama lipsește. Da. Și noi cu Iisus îl căutăm pe tata. Exact. Da, tata care lipsește. Ok? Bun. Revenim la cu divorțurile. La divorț, la divorțul. Bărbatul bun. Care are stai copii cu vezi. Mai multe stai femei. Stai să vezi, bun. Acum vin așa. Venim în cuplu și cum venim în cuplu, Romeo? Am divorțat. Bun. Primul meu partener, că nu este ex-ul. Când spui fostul sau ex-ul, nu-l respecti. Spui primul meu, al doilea, al treilea, al șaptelea, fără număr. Dai număr. Spui primul. Îi dai număr? Îi dai număr. Primul tău soț, nu partener. Primul meu, primul meu soț. Așa, că partener s-ar putea să nu-și mai și partenerii, numai. Da? Toți. Deci noi intrăm în relația de cuplu. Chiar când ne căsătorim prima oară, cu toți partenerii anteriori. Da. Cu toți copiii avortați. Cu toți copiii despre care poate nu știți. Pentru că se poate și așa. Să nu știi că ai un copil. Da, este sau posibil, să nu da. Știi că am lăsat o femeie însărcinată la o aventură de o seară și femeia a făcut avort. Tu nu știi, că nu spune. Ok? Știu cazuri concrete de zi cu zi. Da, cum da, să-i știu, spun, da, așa că, este, da? Da. Dar acel este un sufletel care a fost chemat la viață. Tu nu știi de el, dar sufletul tău știe. Și pui o constelație că n-ai succes. La domnișoară. La, da? Că n-ai succes la domnișoară. Da. Și vezi că tu ai avut și descoperi. Că se poate întâmpla, am avut caz, da? Să descopere că a avut copil avortat la o iubire din adolescență. Extraordinar. Da. Și nu știa. Da, și nu știa. Deci spun, este magic, se întâmplă de niște lucruri de... Da, mă rog. Deci toți aparțin. Și noi în relație intrăm cu toți partenerii anteriori. Dați seama ce horă? Eu am început acum formarea în constelații din martie, formez oameni să dea mai departe da, constelațiile da. Și am făcut această demonstrație cu ordinea în familie. Ce frumos e când e tata, mama și copii, dar după aceea începe. Amanta. Are și ordinea ei? Are și ordinea ei, amanta. Nu se poate fără. Dar ce bărbat e bărbat dacă n-are și la amantă? Da? Bun. Partenerele, mă, eu... Locurile sunt foarte serioase, că le spun eu cu umor, eu știu, e, pentru mine și este, pentru mine și asta este numerologic este, chestia știu. Asta și mie îmi spune ceva. Eu le spun așa, dar bun, deci venim cu partenerul anterior. Cu cine vine? Prim. Cu prima iubire. Prima iubire nu se uită niciodată. Și am căutat în câmp să vedem informația, nici la femei, nici la bărbați. Da. Da. Prima iubire, de ce? Datorită acelui primui bărbat. Nu contează că ai făcut sex, că ai făcut dragoste sau că ai fost violată, n-are importanță. Tu ești femeie. Datorită acelui bărbat, tu ești femeie. Și bărbatul este bărbat datorită acelei femei. Ok? Și prima iubire rămâne întotdeauna. Și noi venim în cuplu. Și cu prima iubire. Și cu al doilea partener. Și cu al treilea că am avut o aventură. Venim cu toții. Dar în special cu cei cu care am avut venim cu toți că am avut relații sexuale, pentru că știu da, foarte da, bine ce asta, înseamnă da, puterea relației sexuale. Vă fac o mică paranteză, cum erau
ce putere aveau bunicile noastre. Bunicile noastre, bunica, da? Își aduceau bărbații de la război cu ce? Cu energia sexuală. Avem atâți bunici care au venit de la Odessa, cazuri reale. Da. Pe jos veneau noaptea. Ce îi aducea pe ei acasă, mă? Energia sexuală. Care nu era dissipată. Da. Și era fantastic de puternică, da? Da. Da, da. Dar și știau femeile ce fac. Pentru că sunt foarte mulți copii care sunt acum părinți, da? Care au fost produsul iubirii venit din permisie, din timpul războiului. Da, da, da. Știi? Da. Da. Și noi acum mergem pe la cursul de feminitate și alte cele, citim prin cărți, citim prin femeie și nu știu ce. Da, deci suntem într-un fel. Dar ne vindecăm, în ghilimele, ne tratăm, ne căutăm pentru că este important. Pentru că, uite, te desparți. Și cum se rezolvă chestia asta? Eu, un divorț complet este atunci când ambii parteneri și-au găsit alt partener. Uh-huh. Ok? Echilibru în a doua familie formată este când eu am divorțat, vin cu un copil. Tu ai divorțat, vii și tu cu un copil. Atunci este echilibru. Da? Dacă eu vin tu cu un copil și tu vii cu trei, nu mai e echilibru. Uh-huh. Și este bine să știi că și să recunoști că eu dau mai mult decât tine. Cel care vine cu mai mulți copii. Nu. Cel care vine cu mai mulți trebuie să recunoască celui care are grijă de mai mulți copii că dă mai mult. Dă mai mult, da. E foarte important asta. Bun. Deci magia este 1-1, ca să zicem magia așa. Magia este 1-1. Bun. Eu am divorțat. Pentru că eu am divorțat. Locul meu a rămas liber. Locul primului meu soț este liber pentru alt bărbat. Și eu am făcut un loc liber pentru altă femeie. Da. Și ce avem de făcut? Dar nu știm. Noul meu partener să se uite la primul meu soț cu respect și să îi spună mulțumesc, simbolic, nu fizic, da. Pentru că dacă tu nu divorțai sau ea nu divorța sau nu erai cum ești de azi divorțat, eu nu aveam locul liber. Tu ești primul și eu sunt al doilea. Înțeles. Și același lucru trebuie să-l facă femeia. Să se uite femeia la partenera anterioară a bărbatului către ea. Tu ai fost înaintea mea și te onorez ca fiind prima, da? Eu sunt a doua. Și ce se întâmplă? Și se întâmplă ceva. Întotdeauna acea femeie zâmbește. Devine prietenoasă. Când îi este dat locul. E recunoscută. Când e recunoscută. Pentru că aparține în continuare. Da, 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 da? Prin părinții noștri trăiesc în noi. Toți strămoșii trăiesc în noi. Da? Poate pletele astea le-am de la o străbunică. Eu n-am cunoscut-o, dar străbunica trăiește în mine. Corect? Bun. Revenim. Același lucru trebuie să-l facă noua parteneră a primului meu soț. Să se uite către mine cu respect. Și să-mi spună mulțumesc. Dacă tu nu divorțai de el, eu n-aveam acum acest loc liber și nu puteam eu să mă bucur de acest bărbat. Da. E o chestie foarte simplă care se poate face în suflet. Nu trebuie să o faci orgoliu. Fizic și fără orgoliu. Păi asta ne da. Da, bun. Da. Dar noi asta. Ce facem? Pă, mă, ce-a făcut? Mamă, ce-a făcut? L-a stricat. L-a stricat și l-a stricat. Și se uită cu furie către mamă, ce trebuie să-l repar eu acum. Intrăm în poveste și așa mai departe. Ne pornem în poveste, nu mai vedem pădurea din cauza copacilor. Da? Bun, ce vreau să-ți mai spun pe partea asta de divorț? Bun, copilul. Divorțăm. Mamă, la copii. Fii atent ce se întâmplă. În sufletul nostru, la un anumit nivel profund, părinții noștri sunt cei mai buni. Poate să fie tata criminal. Mama să fie nu știu cum. N-are importanță. Pentru mine sunt cei mai buni părinți exact așa cum sunt. Exact. Asta e lege. E lege. E lege. Când are loc divorțul, ce se întâmplă? Sufletul copilului se rupe în două. O, da, se rupe. De ce? De obicei copiii, din nevoia de echilibru, bineînțeles, de obicei copiii fizic rămân cu mama. Da. Acum da. A început cu asta comună, care e foarte bună. Rămân cu mama. Ok? Și ca să echilibreze copilul, ce face? Cu sufletul va fi lângă tată. Ca să echilibreze energetic. Să echilibreze energetic. Exact. Cu fizic lângă mama și cu sufletul lângă tată. Și după aia vrem să învețe bine la școală, să nu știu, n-are cum. N-are, pentru că el nu mai e complet, el e splitat. După care, părinții se ceartă. Cine suferă? Amărâtul ăsta de copil. Și...
Și cum sunt putem multe. Să echilibrăm chestiile astea? Să zicem că acei doi părinți nu se mai împacă niciodată. Păi nu se vor împacă, îți dai seama, clar. Dar copilul rămâne cu sufletul frânt. Da. Și acest suflet frânt rămâne așa, punct. Acest sau se poate frânt, închega? Ce fel? Se întâmplă? Este foarte important ca mama dacă să-l respecte pe tatăl copilului. Da. Da? Dacă femeia respectă bărbatul, n-am divorțat, capul nostru de pereți, sânge pe pereți ce-a fost, asta e. Dar tu rămâi copilul, tatăl copilului meu pentru totdeauna. Da? Și este magic, știi când? Atunci când femeia, divorțată, se uită la copil și spune: poți să fii ca tatăl tău, exact ca el. Și atunci el își recapătă sufletul acela frânt. Tu stai seama ce e aici, ce măreție. Ca mama, chiar dacă au divorțat, okay, să-i spună copilului: poți să fii ca tatăl tău. Fără orgoliu, fără nimic. Indiferent cum ar fi tatăl și copilul, acelui copilaș. În suflet, uite așa, în suflet ușurat. Eu în constelații asta aștept, vezi, de-a dau din casă, asta aștept. Că de aici nu se schimbă nimic. Conștientizăm noi, murim cu conștientizare, am văzut, da, știi? Da, da. Avem la conștientizare toți. Da, 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 asta. Da. Da. Și ce facem cu ele? Și ce faci cu ele? Că nu te aștept, da. Am conștientizat că și ce ai făcut cu ea, ok? E nevoie să ajungă aici în inimă. Dacă nu ajunge aici, pentru că asta este câmpul care generează viață. Da, aici trebuie să ajungă. Și ajunge la zona din constelație, eu o văd când face, când suflă, gata, știu, ajuns la suflet, gata, mulțumesc că prin constelația. Ceea ce este foarte interesant este că această tehnică foarte mișto poate să te ajute pe tine ca femeie sau pe tine ca bărbat, pur și simplu fără să te duci tu în fața fizică al bărbatului. Poate fizic. Tu nu poți să te duci în fața acelui om fizic. Nu, dar nici nu se recomandă fizic. Dragule, iartă-mă, că nu știu ce, care sau draga mea, iartă-mă. Noi nu lucrăm cu iartă-mă în constelații, Romeo. Noi nu lucrăm cu iartă-mă. Păi bun. Iertarea, nu știi, asta care spirituală, cu iertarea, măi, spirituală. Ziua pe aia cu iertarea spirituală. Ca să demontăm niște mituri, nu știu de ce. Hai să demontăm, fii atent. Bun. Eu am divorțat. Și am citit și eu cărți pe vremea aia, că doar trei deodată citeam. Și în toate scria: iartă, iartă, mulțumești, da. Iartă, iartă, iartă. Cum să nu mă apuc eu să iert? Și fii atent ce am făcut, dacă scrie așa la carte. 6 luni m-am ocupat să-l iert pe primul meu soț. Bine, acum am la mine cu foarte multă blândețe, deci acum sunt împăcată cu mine, cea care am fost atunci, sunt împăcată cu tot ce a fost, deci chiar n-a fost nimic, chiar a fost un mielușel, știi? Dar sigur că mintea de pe urmă. Și sunt foarte recunoscătoare și pentru luna de copil pe care avem împreună. Ce a fost, a fost și numai așa putea să fie, pentru că așa sunt lucrurile, numai așa putea să fie. Dacă putea să fie altfel, ar fi fost altfel. Asta e clar. Clar. Punct. Dacă așa a fost, nu mai putea să fie. Dintr-o infinitate de posibilități, numai acel eveniment putea să aibă loc. Punct. Dacă putea să fie altfel? Era. Era altfel. Punct. Era blond, era brunic, era blond. Da. Punct. Da. Da? Bun. Mai departe. Și ai citit 6 luni să ierți. Să-l iert pe el. Da. Bun. Eram spiritual atunci. Da. După care, 6 luni. După care n-ai mai fost spiritual. Hai să vezi, ba da, am continuat 6 luni, ce crezi că am făcut, Romeo? Să mă iert pe mine. Un an din viață mi-am dat cu iertare. Întâi să-l iert pe el, după să mă iert pe mine. Un an din viață. Suma 6 luni m-am chinuit eu zilnic să mă iert pe mine. Bun. Și ajung la constelații. Dai să vezi cum e cu iertarea. Fii atent. Tu faci o dandana. Ok? Nu poți să o duci. Ai acolo o presiune. Voi, mi-e greu să duc, să-mi asum responsabilitatea consecințelor. Înțelegi? Și vii la iubită și spui: măi, iubită, uite, am făcut dandana asta. Te rog să mă ierți. Ce ai făcut tu atunci cu responsabilitatea ta? Și cu consecințele responsabilității faptei tale? Tu ești bine? Sfera, cred. Le-ai pus pe umeri, da. Arătă-i alea. Sau oricui. Te iartă-mă, să mă ia ieți. Tu dandana mea. Ia tu povara mea. Ok? Eu cum sunt educată? Iartă. Te iert, dragul meu. Te iert, dragul meu. Bine, te iert, dar nu te uit. Asta e altceva. Da. Tu te-ai eliberat.
Dar toate consecințele faptelor tale au rămas aici, odată între noi doi și pe umerii mei. Eu sunt chiar nevinovată. Și îți duc eu povara. Ok? Mai încă una. Te iert. Iartă-m că eu te iert pe tine, da? Mi-ai greșit. Ești vinovat. Te iert. Ce se întâmplă? Eu sunt mare? Eu sunt mic. Arogantă? Da. Te iert pe tine, băi, ăsta care mi-ai greșit. Da, ok? Da. Eu sunt mare, tu ești mic. Asta e aroganță. Nu funcționează. Și transfer vinovăția direct și cu presiune de sus în jos. Prin distanță, aroganță și... Ai putere? N-ai. Și atunci, ce e de făcut? Stă frumos, uite așa. Cu un câmp de respect între noi. Da. Da. De la egal la egal. Da. Și spun, am făcut asta. Am făcut asta. Am făcut asta. Ok? Îmi asum eu responsabilitatea pentru consecințe. Te-am rănit și așa mai departe. Și tu spui, te rog să mă ierți. Îi spui, îmi pare rău. Îmi pare rău. Nu spui, te rog să mă ierți. Spui, îmi pare rău. Îmi pare rău. Ca să păstrezi la tine starea. Păstrezi la tine. Exact. Da? Și să asumi responsabilitatea, așa cum ai spus. Responsabilitatea. Da. Mie însumi îmi pare rău. Da, iată. Și ai altceva. Altceva. Din acel loc, cealaltă persoană poate să înceapă să se întâmple ceva. Dar nu cu povara lui te iert. Poate să se întâmple. Iertarea, de fapt, nu vine de la mine. Da? Ea se întâmplă. Atunci când tu îți asumi consecințele. Da? Și când mai echilibrezi. Când mai e încă una. Echilibru. Și cum facem echilibru ăsta în cuplu? Ok? Tu m-ai rănit pe mine. Din nevoia de echilibru, va fi musai nevoie să te rănesc și eu pe tine. Ok? Și cum ne rănim? Tu m-ai rănit. E presiunea. Băi, trebuie să-l rănesc pe ăsta. Dar bine, nu prea știm, dar o facem. Dar se întâmplă în câmp treaba asta. Adică tu nu ești conștient exact de treaba nu ești conștient. Dar cum? Că sunt șmecheră, da? Te rănesc mai mult. Și atunci, pentru că te-am rănit mai mult, e nevoie de echilibru. Și ce faci? Mă rănești și tu mai mult. La rândul. Și eu tot așa. Și uite așa ne rănim unul pe altul până când... Bun. Barca s-a răsturnat, s-a dus, s-a topit, s-a Titanicul. Că balansul este din ce în ce mai mare. Da, numai că este schimbul pe negativ. Cum pot să fac să duc acel schimb de dau și primesc pe pozitiv când ne-am rănit? Ok? Te rănesc și eu. E musai să o fac. Dar te rănesc cu iubire. Te rănesc un pic mai puțin. Dar îți dai seama ce zici tu acum? Te rănesc cu iubire? Da. Cum e să te rănesc cu iubire? Te rănesc mai puțin decât m-ai rănit tu. Aha, așa e. Și din acea diferență, ok, o să poată să meargă din nou legătura pe plus, relația pe plus. Dacă faci conștient chestia asta, e mai... Da, da, e bine să știm. Știu caz în care s-au pus la masă. Tu mi-ai făcut asta, ok? Uite ce fac eu acum. Trebuie să te rănești și eu. Eu plec 3 săptămâni în vacanță. Nu știu unde plec. Eu 3 săptămâni... Au negociat. Da. Da? Eu 3 săptămâni plec singurică. Da. Mă duc peste mâini și țel singurică. Undeva. Aoleu. Aoleu. Unde și... pleacă nebuna, pleacă nebuna. Păi și tu ai plecat. Acum echilibrez și eu. Ok? Și acel bărbat a trebuit să stea și femeia a plecat. Care trebuie să faci când spui că faci. Da. Da? A stat 3 săptămâni, numai el știe cum. Numai el știe cum a stat 3 săptămâni și își aștepte soția acasă. Și mai era o condiție. Eu plec 3 săptămâni în vacanță. Dar nu mă sun, nu-mi dai mesaje. Nu mă sun fără mesaje da. Și când vin nu mă întreb nimic. Asta este. Asta e ce așa după. Când vii, nu mă întreb nimic. Îți dai seama? Și au negociat. Ok? Și acel om s-a simțit în interiorul lui pentru că n-a putut să întrebe. El știe prin ce a trecut 3 săptămâni. Se mai gândește dacă data viitoare o să o mai rănească. Și nici n-a putut să aibă premiu întrebând-o când a venit. Unde ai fost? Adică nu avea nici premiul așteptării. Dar și femeia a trebuit să aibă puterea
să nu-i spună, pentru că noi povestim tot. Da. Să nu se pună pe Facebook și alte cele. Adică chiar trebuia să fie undeva făcut cu respect, adică să aibă greutate chestia asta, ca să poată să rea relația. Și au reluat relația din acel loc cu foarte multă profunzime. Asta e foarte important. Da? Au trecut practic pe next level. Puteau divorța? Da, bineînțeles. Hai să mai zic o povestioară frumoasă. Îmi plăcut foarte mult poveștile astea, pildele astea așa. Da, da. Maria. Duce Maria la preotul din sat. Părinte, vreau să divorțez de Gheorghiță. Face așa, vreau să divorțez de Gheorghiță. Să mă despart de Gheorghiță. Bine, Maria, așa facem. Dar uite ce te rog. 9 zile. 9 zile, fii atent, 9, transformațiune, da, 9, da? Da. Așa, 9 zile. Faci o pâine în fiecare zi. Dar nu cu ingrediente de la casă. Te duci și ceri de la femeile din sat să-ți dea ingredientele pentru pâine. De la una cer făină, de la una cer apă, de la una cer sarea. Și 9 zile faci tu o pâine acolo din ce ți-au dat alte femei de pe uliță. Bine, părinte, așa fac. După 9 zile vii la mine și eu vă binecuvântez să vă despărțiți. Maria mea dimineață merge la vecina. Vecina, te rog frumos, dă-mi și mie niște apă, că uite, așa. Despre povestea. Vreau să mă despart de Gheorghița al meu și uite, m-a spus să fac o pâine, dă-mi și mie niște apă. Măi, Mărie, uite, îți dau. Că suntem vecine, că așa zis părintele, dar mi-e tare greu, pentru că eu n-am fântână în curte. Ionica al meu, mă, nu vrea să facă fântână, nici picat cu ceară. Și o car apă de departe, în fiecare zi. Dar îți dau puțin apă pentru pâine. În cealaltă vecină. Te rog frumos, dă-mi și mie niște făină, că uite, așa, să fac pâinica, că m-a zis părintele. Măi, îți dau, Mărie, că ești vecina mea și ești prietena mea aici de suflet, dar să știi că nu-mi e ușor. Că bărbatul meu, în loc să meargă la câmp, uite, e bețiv și face și de și nu știu ce, și eu merg la câmp și mă ocup de grâne și tot eu merg și la moară să vin cu făina și mintea. Dar îți dau că uite, ești vecinica mea de drag aici, noi ca femeile, ca surorile. Deci, la altă femeie. Uite, te rog, mă dă și mie niște sare să pun puțină sare în pâine. Măi, ți-o dau pe toată. Pentru că bărbatul meu când vine de la câmp, da, îi pun mâncarea în farfurie. Și pentru că nu i-am pus o sară cât a avut el. Dacă nu mă spurcă, vai de mine, că vai de mine, toată soara ți-o dau. Și ajunge, și uite așa, nouă pâine, da. Și ajunge asta acasă. Și se uită la Gheorghiță. Ea avea fântână în curte. Gheorghiță i-a făcut fântână. Da? Venea Gheorghiță seara de la câmp, pentru că mergea la câmp, se ocupa de grâne în fiecare zi și avea făină în casă. Seara când îi punea masa lui Gheorghiță, că femeia vedea de tot, ea vedea că el și mai punea puțină sare, dar nu-i spunea, nu ai dat gust la sare, și spunea, ce ciorbă bună ai făcut. Păi de așa fac mereu, da, asta e și mai bună. Da? Și îl punea sare fără ca ea să vadă. Da, femeia vede tot, care l-au la spate, da, vede, aude tot, da? Dacă nu ne facem noi că vedem sau nu spunem, nu înseamnă că n-am văzut sau nu știm. Corect. Să fie foarte clar că bănuiesc că ai și bărbați, că ascultători, nu doar femei. Știm și vedem tot. Tot. Ok? Bine. Și uite așa a ajuns Maria noastră la preot după 9 zile. Și preotul a zis, ai făcut pe Nican? Da, părinte. Uite, peste duminică vii la slujbă cu Gheorghiță și eu vă binecuvânte să vă separați. Părinte, să știi că eu m-am gândit bine și nu mai vreau să mă separ de Gheorghiță. Acum văd cât de mult îl iubesc și pentru ce om mi-a dat lui Dumnezeu să-i mulțumesc. Excelent. Vezi că rima îmi aparține, că sunt poetă. Da, știu că ești poetă. Da? Deci asta mi-aparține mie, e originală, nu se închide așa. Da? Da. Deci să-i mulțumesc și să-l iubesc. Și, da. E magic, Elena. Știu că ești poetă, deci de când publici poezii? Sunt poetă? Păi mi-ai zis, da, așa, mi-ai zis, când publici poeziile? Asta e tot în câmp, nu-i da mea. Mai Romeo, eu n-am scris poezii, dar s-a întâmplat ceva. Și eu am și eu procesele mele terapeutice, că tot ființă umană sunt și eu, că sunt facetator, nu înseamnă că nu mă duc și mă vindec în continuare. Pentru că noi cum ne vindecăm? Pe spirală în jos.
Ne conectăm cu rădăcinile, cu strămoșii, acolo e comoara, da? Cum e jos, e și sus, cum e sus, e și jos, da? Și ea o pe spirală în sus și crește, evoluie să ajung și la comoara aia spirituală, după care tânjim, de altfel, știm, nu știm, tânjim după ea, da? Mă duc în jos, am forță și mai cresc un timp. Noi vrem să evoluăm, dar fără să ne conectăm cu mama și cu tata, nu merge. Că tu evoluezi un pic dacă îmi vine vântul, te-a pus la pământ. Și dacă vine războiul, nu ești bine aici și ai război în interior, s-a terminat. Pentru că nu e război în exterior, războiul este aici, în interior. Da, da. Bun. Ce spuneam? Că am făcut când o mică paranteză. Poezie. Deci cum spuneam că sunt și eu în procesul meu. Și la un moment dat am vrut să scriu proză, că proza are greutate, am și o stilul meu laic, să mă vindec prin scris, să scriu și eu acolo niște lucruri, să scriu poezia vieții mele în proză pe ultimii 10 ani. Uite, poezia în proză, de ce nu? Da. Și mai îmi veneau versuri cu rimă. Bă, dar veneau așa niște versuri în rimă și băi, ce se întâmplă? Și am început să scriu. Și mi-am scris proza în versuri. Da. Mă, da, ce versuri și ce rimă. Bun. Eu am numit-o poezie. Poezia ultimilor 10 ani din viața mea. Deci ce poezie frumoasă am făcut. Și o dau unor prietene foarte apropiate să-mi citească poezia. Poezia vieții. La care le-mi spun, Elena, dar tu nu ai scris o poezie. Tu ai scris un poem roman. Extraordinar. Și când îl publici poemul? Eu mă gândesc, publică la... Mă, dar știi ce îmi vin rimele? Să vezi ce mă gândesc în rime, ce... Dar nu știu de unde vin, știi? Vin. Când vin. Și eu aș vrea așa să scriu o carte despre constelații, știi? Probabil că o să vină în momentul. Păi, când mă pun la masă... În rimă cartea despre constelații. Să știi că rimă n-ar fi foarte ușor. Da, nu? Știi ce ușor n-ar fi în rimă? Da, uite, publici poemul romantic în rimă. Și apoi cartea despre constelații. Ce idei îmi dai tu, Romeu? Ce idei îmi dai tu mie? Zic și eu așa. Nu știu de unde îmi vine. Îți dai seama. Zic și eu așa. Nu știu de unde îți vine. Da. Zic ceva și eu așa. Așa mi-a venit. Da, așa ți-a nu știu venit, de unde îmi vine, cum îmi vine. Că nici eu nu știu de unde îmi vine. Elena, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Cred că este cel mai lung podcast pe care l-avem, da? Aproape, se apropie de 2 ore de când vorbim, da? Și n-am putut să-l întrerup, n-am putut să fac nicio schemă de asta. Te rog frumos să mai accepți invitația mea și la alte podcasturi, să vorbim despre alte subiecte, nu despre ce am vorbit acum, despre alte subiecte. Și îți mulțumesc cu recunoștință că ai fost alături de mine aici în studioul școlii. Și te aștept cu mare drag oricând și consideră aici acasa ta. Mulțumesc tare, Romeo. Mi-a făcut mare drag și cu multă plăcere am venit cu toată inima. Sper să nu fi vorbit prea repede. Am vrut să vorbesc așa mai calm, mai... Dar mi-au venit multe așa când vin multe. Revin cu mare drag și mulțumesc. Chiar mă simt aici în spațiul vostru ca acasă. E mult suflet aici, vezi? Da. Atâta culoare și suflet frumos. Mulțumesc. Și eu îți mulțumesc și revin oricând cu mare drag. Mulțumesc cu drag. Dragi prieteni, gata. Dar data viitoare o să fie și mai bine. Ne revedem cu drag pentru următorul podcast. Numai bine, toate cele bune.